Bine v-am găsit, băieți și fete, la noul sezon din Minecraft, viața la școală! Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din viața la școală! Ei bine, fraților, vreau să fac un anunț foarte, foarte important și să vă spun că din momentul de față, mai exact de astăzi, începe starea de alertă la noi pe insulă! Da-ți auzit bine, fraților, eu am denumit-o starea de alertă pentru că suntem într-o situație foarte, foarte nașpa. Știți și voi de data trecută că s-ar putea ca mafia italiană să vină după noi. Adică, băieți și fete, noi am venit practic pe această insulă, dacă vă aduceți aminte, special ca să scăpăm de mafia italiană. Dacă n-am venit aici, ce să vedeți, s-au evitat alte probleme. Doar că, fraților, în momentul de față, gândiți-vă că polițistul Mike este atât de speriat încât ne-a făcut o listă cu reguli, băieți și fete. Adică noi trebuie să urmăm niște reguli de securitate, gen, adică niște de-astea de siguranță. Cam atât de nașpa este situația. Știți că profesorul Steven, adică profesorul care a încercat să ne omoare atât de mult timp, s-a aliat cu mafia italiană și urmează să vină după noi. Adică nu urmează, nu e 100% sigur, dar na, regulile astea sunt doar așa... precaute, să spunem. Bun, hai să vi le citesc și vouă, fraților, ca să auziți care-i treaba. Reguli de siguranță împotriva mafiei italiene by polițistul Mike. Și câte reguli avem? Avem 5 reguli. Fiți atenți, fraților. Prima regulă. În fiecare seară, înainte de culcare, verificați fiecare geam / ușă ca să fie încuiată. Uitați-vă și foarte atent pe geam să fiți siguri că nimeni nu vă urmărește. Băi, vă zic sincer, chiar dacă gen pare, adică 100% regulile astea ne ajută, că na, dacă vine mafia italiană după noi, ne ajută regulile și dacă nu vine, nu se întâmplă nimica, dar băi, doar ideea că am niște reguli pe care trebuie să le urmez, pe care le-a făcut un polițist, pentru că el consideră că situația e foarte, foarte critică, știți și voi că mafia italiană e cea mai puternică, asta mă sperie cel mai mult, fraților, că până acum n-am mai avut chestii de genul, dar mă sperie cel mai mult. 2. Când mergeți la școală, încercați să mergeți cât mai mult pe drumuri publice unde se află persoane. Evitați să o luați prin pădure sau prin locuri ciudate. Deci trebuie să fim cât mai mult la populație ca nu cumva să iasă cineva din pădure și să ne răpească. 3. Nu vă faceți prieteni noi / nu vorbiți cu străinii. Sunteți pe această insulă de ceva timp. Dacă cineva voia să fie prietenul vostru, o făcea până acum. Deci iară nu avem voie cu prieteni noi, cel puțin până când se calmează situația. Așa? 4. Dacă cumva vă simțiți urmăriți, faceți tactica de 4 ori la stânga. Știu tactica asta, în care vă rotiți de 4 ori la stânga. Dacă acea persoană e încă în spatele vostru, înseamnă că sunteți urmăriți. Fraților, în cazul în care nu știți care e schema asta, gen, se folosește de foarte, foarte mulți oameni urmăriți, în momentul în care tu simți că te urmărește cineva, o iei de 4 ori la stânga. Adică, fraților, dacă eu merg așa, o iau de 4 ori la stânga. 1, 2, 3, 4. Și practic, dacă am făcut chestia asta, am făcut un pătrat sau un cerc, cum se spune, știți? Și practic mă întorc așa. Și dacă persoana respectivă e încă în spatele meu, înseamnă că și ea s-a întors. Nu este doar o coincidență că avem noi același drum, că nu s-ar fi întors deodată cu mine, știi? Că tocmai de aceea poți să te duci așa, gen, știi? Și dacă eu iau la stânga și ea vine tot la stânga, poate ea avea treabă în drumul ăsta, dar dacă faci de 4 ori la stânga, înseamnă că sunt în pericol. Și ultima regulă, dacă simțiți ceva suspect, absolut orice, nu contează dacă e o prostie sau nu, contactați-mă. Aveți grijă, suntem vânați de cea mai puternică mafie din lume. Deci astea sunt regulile polițistului Mike. Fraților, nu este deloc bine ceea ce se întâmplă. Hai să plecăm de aici și să mergem la școală. Toată lumea a primit formularul ăsta cu reguli, nu numai eu. Mamă, să știi că mă duc la școală. Marius, par destul de stresat. Eu ți-am zis de la început să nu umbli cu chestii paranormale, dar nu mă asculți. Mamă, crede-mă că aș fi vrut să fie vorba de chestii paranormale. Haideți să mergem la școală, fraților, și haideți să, cum îi zice, să ne ținem de planul ăsta și să ținem cât mai mult drumul public. Știi ce zic? Adică știți că mai făceam scurtături prin pădure, scurtături pe nu știu ce, dar acum o să încercăm să ținem cât mai mult drumul public ca să vedem care-i treaba. Băi, deci momentan, că deja de câteva zile așteptăm să lovească mafia italiană, momentan nu s-a întâmplat
întâmplat nimica. Adică cel puțin mie, n-am mai vorbit de ieri cu băieții, bănuiesc că nici lor, că doar mă anunțau până acum. Deci bănuiesc că suntem în siguranță momentan. Știți că profesorul de istorie care a fost arestat colabora cu mafia italiană și probabil, na, se știe că noi ne aflăm aici. Chiar dacă ăsta a fost scopul nostru, să nu se știe că ne aflăm pe insula asta, din păcate, probabil că se știe, mamă, dar... Se aude foarte, foarte ciudat trotineta asta. Haideți, fraților, să mergem până în clasă cu ea, ca să nu existe probleme sau ceva de genul. O lăsăm fix aici, știți că noi intrăm pe partea asta în clasă, mai ales când e situația. Bun, hai să vedem, a venit cineva la școală. Sper să fie toată lumea, vreau să nu fiu singur. Ia, uite, frate, ok, este aproape toată lumea, dar este toată lumea. Hai să lăsăm astea înăuntru și să vedem care-i treaba. Să-mi pun și lista cu reguli aici. Să vedem, sperăm să nu se fi întâmplat ceva ciudat. Let's go! Bună dimineața, dragi colegi! Văd că toată lumea este în bancă. Alex, frățiorul, cum merge treaba? Marius, ai citit regulile alea? E ceva suspect la mijloc. Înțeleg că oamenii aia sunt periculoși, dar chiar atât de periculoși? Alex, din păcate, da. Sunt chiar atât de periculoși. M-am uitat și eu la niște informații despre mafia italiană și mi-a dat seama că nu e bine să te pui cu ei. Chiar dacă noi nu ne-am pus cu ei, dar dușmanul nostru, adică profesorul Steven, s-a aliat cu ei și na, e o situație foarte, foarte nașpa. Tărase, tu cum ești, da? Ai vreo problemă sau ceva? E tot ok? E bine că momentan nu am primit nimic la ușa noastră sau nici nu mă simt urmărit sau ceva de genul. Băi, da, e ok. Adică dacă n-ați avut nici măcar o suspiciune, e... super bine, sau sunt ei foarte profesioniști, dar hai să excludem chestia asta, Ovidiu. Nu uitați, băieți, cea mai importantă regulă, nu vă faceți prieteni noi. Oricine apare nou în oraș este un posibil infractor. Corect, corect. Și fetele au primit regulile, voi cum stați? Ok, dar până la urmă ce ați făcut cu doamna Floricica? N-am mai făcut nimic cu doamna Floricica, hai să lăsăm asta în trecut. Marcus a zis că e totul ok, dar fetele nu par așa de speriate. Nu avem ce să pățim aici, stai și voi mai relaxați, doamne. Băi, voi ați primit regulile, toată lumea a fost anunțată că s-ar putea să revină mafia italiană după noi, adică să vină, că n-a venit niciodată până acum. Dar na, eu zic să stăm normali și na, să fim precauți. Haideți, fraților, că mă bag și eu în bancă și aștept să înceapă orele. Păi, fraților, vreau să vă zic că nu mai înțeleg ce se întâmplă pe insula asta. Deci, în momentul de față, ne aflăm în pauză și, după cum puteți vedea, sunt aici cu băieții. Noi discutam despre mafia italiană, că poate vine cineva la noi acasă, că poate când dormim intră cineva pe geam și chestii de genul, adică ne căcăm pe noi de frică. Și pe hol, fraților, sunt fetele care, băi, au început să râdă și par foarte, foarte fericite. Băi, ce lume trăim, men, suntem vânați de o mafia italiană și voi râdeți. N-are niciun sens, bro. Băi, Alex, tu auzi ce râd fetele pe hol? Cred că ăsta e cel mai prost moment din viața noastră. Cum ai ele energia să râdă? Dar pe bune, fraților, băi, Ovidiu, nu pare că râd, pare că sunt fericite. De ce ar fi fericite, ok? Să râzi, mai auzi o glumă, mai ceva, dar să fii fericit? Ce motiv ai să fii fericit, bro, Tănase? Băieți, eu cred că sunteți voi prea paranoici. Ia, păzia că iar vine inteligentul ăsta. Poate se spune că mafia italiană e de neînvins, dar nu uitați că până acum nu au dat ochii cu mine. Deci, mafia italiană e de neînvins pentru că n-au dat ochii cu... acest, deci se vede pe el, fraților, că este un băiat foarte rău, adică numai când îl vezi tremur, nu mai ai nicio șansă. Băi, Tănase, băi, te rog eu, băi, deci știu că tu ești prost de dai în grob, dar termină cu chestiile astea că nu mi-e, dar îmi spui mie dacă îmi spui fac mișto de tine și atâta, dar să nu cumva să faci pe șmecherul dacă vine vreun mafiot de la italian, că cred că o să stea capul unde stau picioarele, știi ce zic? Și picioare unde stă capul. Așa că mai bine hai să lăsăm asta și să vedem ce au de zis fetele. Băi, fetelor, am auzit eu bine? Voi râdeți aici, amen? Bă, voi știți în ce situație suntem? Nu vreau să par părintele care vă ceartă, dar suntem într-o situație foarte, foarte nașpa până la urmă. Nu râdem, suntem doar extrem de bucuroase. De ce sunteți bucuroase, bro? N-are sens! Visul meu de când eram mică de a juca în filmele de la Hollywood se îndeplinește chiar acum, nu-mi vine să cred. Ce? Visul tău de a juca în filmele de la Hollywood se îndeplinește chiar acum? Cum adică?
A venit ceva doamnă la noi acum în pauză și ne-a dat mie și lui Alexia o broșură cu un număr de telefon unde trebuie să sunăm, deoarece se caută casting pentru un nou film la Hollywood și noi două ne potrivim perfect pentru acel film. Alexia, trebuie neapărat să sunăm. Ce, mă? Voi să jucați într-un film de la Hollywood? Băi, nu vreau să par nesimțit sau ceva de genul, dar de ce fix voi? Adică, na, Alexia, și am avut același vis de când eram mică. Îmi vine să plâng acum. Oare în ce loruri o să jucăm? Băi, repet, eu nu vreau să fiu nesimțit sau ceva de genul, dar ia stați, stați-o că mi-a picat fisa. Mi-a picat fisa, băieți și fete. Băi, și dacă doamna aia de care a zis, bă, Lorena, unde-i doamna aia? Știi cumva unde-i doamna aia? Gen, ai zis că a venit aici o doamnă care a plecat și te-a dat broșura. Și dacă doamna aia, fraților, face parte din mafia italiană și vrea să le răpească pe astea, să le zică că le face vedete de Hollywood. Nu știu, mă gândesc și eu până la urmă, nu? Adică n-are niciun sens. Hai, mă, Marius, nu crezi că exagerez puțin? Acum ce o să facem? O să lăsăm orice oportunitate să treacă pe lângă noi doar pentru că ne e frică de mafia italiană? Da, logic, băi, tu știi cine e mafia italiană? Băi, mie nu vine să cred, fraților! Băi, Lorena, nu ești conștientă, man! De ce ar veni? What, de ce ar veni la noi pe insulă o femeie care recrutează actori pentru Hollywood? N-are niciun sens! N-are niciun sens, fraților! N-are cum să se dă pe chestia asta! Băi, e ceva la mijloc! Băi, nu vă lăsați fraierite! Sau poate e cineva care încearcă să vă fure banii, dar... Na, Doamne ajută! Doamne ajută să fie asta! Sau poate ești doar invidios că nu te-au ales pe tine. Doamne, și nu, no, hai, bine, treaba voastră. Băi, eu v-am avertizat, am și țipat, am și alea, hai, stați acolo. Dacă vreți voi să vă duceți la Hollywood în Italia, dacă mai apucați până în Italia, că dacă sunt supărați pe voi, vă și omoară, hai, lăsați-o acolo. Fraților, eu mi-am făcut datoria, le-am spus că n-are niciun sens ce se întâmplă, stai să le zici și la băieți. Bă, băieți, bă, băi, nu o să vă vine să credeți. Deci m-am dus și le-am întrebat pe fete de ce sunt fericite, fiți atenți. Și că a venit o doamnă la ele și le-a zis, le-a dat un număr de telefon pentru că ele două sunt potrivite să joace într-un film de la Hollywood. Băi, voi ați auzit, gen, trebuie să vă repet, ele două joacă într-un film de la Hollywood. Gen, adică vrea să le fraierească practic și probabil femeia aia face parte din mafia italiană sau ceva. Păi stai, și unde e femeia aia? A fugit! A fugit, bro, logii, le-a dat broșura și a plecat. Poate face parte din mafia italiană și e totul o vrăjeală. Eu sunt sigur că face parte de acolo, Tănase. De ce ar face parte din mafia italiană o femeie care recrutează oameni pentru Hollywood? No, boys, no. Eu mă duc acasă și îmi pun ștreangul. De gând. Eu nu mai am, nu mai am cuvinte. Băi, Tănase, băi, câți neuroni ai în creierul ăla? Pentru că nu e o femeie care recrutează oameni pentru Hollywood. E o femeie din mafia italiană care pretinde că e o femeie care recrutează oameni pentru Hollywood. Doamne, auzi ce poate să mă întrebe ăsta? De ce ar face parte din mafia italiană una care recrutează oameni pentru Hollywood? Ok, ești... Și cine recrutează oameni pentru Hollywood până la urmă? Ce lume trăim? Cine nebă, ai văzut tu vreodată, a venit la tine la școală cineva să zică, băi, hai că căutăm niște actori pentru un film de la Hollywood? N-are niciun sens, Alex. Am înțeles, există o șansă să fie ceva la mijloc sau pur și simplu a dat norocul peste ele? Nu, nu există, n-are cum să dea norocul peste ele. De ce fix ele? Nici măcar nu suntem la clasă de actorie. N-are niciun sens, fraților. În orice caz trebuie să fim precauți. Da, corect, asta corect. Hai să mergem înapoi în bancă că acum se sună. Să terminăm orele că deja, fraților, nu știu, sunt prea așa aprins, ziceți, adică sunt super, super speriat și tind să fiu foarte nervos. Ei bine, fraților, tocmai ce s-au terminat orele și eu sunt aici cu frățiorul Alex, toată lumea a plecat acasă și acum urmează să plecăm și noi și într-un final am reușit să-i conving pe băieți, adică și pe Alex și pe Tănase, pentru că Ovidiu a mai avut și el un neuron în cap să-și dea seama că nu e ok ceea ce se întâmplă, am reușit să-i conving că, băi, femeia aia care recrutează oameni de la Hollywood, nu e femeie care recrutează oameni de la Hollywood, boys. Nu există așa ceva, 100% e ceva la mijloc. Și, na, cred că le-am convins și pe fete.
parcă, na, dădeau și ele așa din cap să zică numai ca să scape de mine. Nu cred că m-au crezut pe cuvânt, însă sper să nu sune la numărul ăla de telefon și să nu facă vreo prostie. Alex Frățioru, hai să plecăm acasă. Ai grijă, bă, Marius, momentan în afară de femeia care recrutează actori pentru Hollywood, nu s-a întâmplat nimic suspect. Hai să mergem acasă, mai vorbim noi, ai grijă de tine, bă, te pup, Alex, ne vedem acasă, gen, adică o să-i dau un, bă, mi-a furat cineva trotineta, o să-i dau un telefon lui Alex, fraților, mi-a furat cineva trotineta. Hai să mergem acasă, băi, deci deja suntem la jumătatea zilei, practic, și nu s-a întâmplat nimic ca suspect. Adică e tot ok. În afară de chestia aia, cel puțin nouă, nu i s-a întâmplat nimic ca suspect. Și poate, fraților, cine știe, poate chiar e adevărat, știi ce zic? Adică nu vreau acum să zic că e adevărat 100%, dar cine știe, poate a dat norocul pe stele, le-au văzut așa fete mai frumoase și au zis, hai, mergem la Hollywood cu voi și vă fac mare vedete, Jenna Ortega. Știi ce zic? Adică, da, nu se știe niciodată. Bun, haideți să mergem acasă, fraților, sper că acasă să fie lucrurile la fel de liniștite ca la școală. La școală erau liniștite, dar le-am făcut eu să nu mai fie așa de liniștite și hai că încălcăm o regulă, că nu stai eu să fac tot drumul ăla. Încălcăm și noi o regulă, fraților, să nu se supere domnul polițist. Mike, lasă că nu mă vede. E bine că nu mă vede. Hai să vedem. Băi, o să stau și o să mă joc pe calculator și o să aștept să se facă seară. Astăzi n-am niciun plan, doar asta trebuie să fac. Să mă joc pe calculator și să aștept să se facă seară. Ia uite că e și mama acasă. Să zic că tocmai ce am venit de la școală. Salut, mama! Ce faci? Ce mi-ai pregătit aici? Marius, nu te panica, dar s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Ce s-a întâmplat? Eram în bucătărie și am auzit cum cineva bate la ușă. M-am dus să văd cine e și am găsit asta în fața ușii. Ai găsit în fața ușii un carne de ăsta de iepure pe care scrie 7 cu roșu. Ok, acum că știu că scrie 7 cu roșu, e cam ciudat. Bun, fraților, asta mi se pare foarte ciudat. Așa că, chiar dacă alineuri am încălcat o regulă, o să respect ultima regulă pe care mi-a zis-o polițistul Mike și o să-l informez că am primit chestia asta la mine la ușă. Nu că mie mi se pare destul de suspect. Hai că mă duc să-l sur să vedem care-i treaba. Nu știu dacă e ceva ciudat neapărat, dar e un ăsta, e un raw rabbit, știi ce zic, gen, adică e o carne de iepure pe care scrie 7. Hai să vedem care-i treaba. Fraților, situația este mult mai nașpa decât credeam. L-am sunat pe polițistul Mike și i-am zis și am primit și ghiciți ce? Mi-a zis că și el și toți băieții am primit, fraților, carne de-asta de iepure în fața ușii. Însă fiți atenți ce s-a întâmplat. Fiecare avea pe carne scris altceva. Eu aveam 7 și ei aveau altceva. Mai exact aveau așa: 7 Z I L E. Deci, băieți și fete, tocmai ce am primit carne de iepure pe care scrie cu roșu 7 zile. Ce se întâmplă, man? Băi, fraților, băi, totul e prea ciudat. Cum adică 7 zile? 7 zile până ce? Ăsta clar 100% e un semn al mafiei italiene. Deci dacă aia cu Hollywood n-a fost, asta 100% e ceva suspect. Deci e ceva suspect la mijloc, vă zic eu 100%, fraților. Alex, băieți, încep să tremur. 7 zile. 7 zile până ce? Ce o să se întâmple în 7 zile? Cine a lăsat astea la casa noastră? De ce fix acum? De ce la toți? Ne-au găsit, băi? Eu cred că ne-au găsit, fraților. Eu cred că ne-au găsit și că trebuie să fim foarte, foarte precauți, că nu se știe ce se întâmplă. Ovidiu, Alex, păstrează-ți calmul. Poate să fie și o farsă de la cineva de pe insulă, dar mă îndoiesc. Trebuie să ne gândim ce facem cu bucățile astea de carne. Fraților, nu are cum să fie o farsă de la cineva de pe insulă. Nu are cum să fie din nou o coincidență. Astăzi deja s-a întâmplat o coincidență. Aia cu Hollywood-ul, care n-are nicio treabă. Dar nu știu ce să zic, tănase. Fraților, uitați-vă la fața mea. Vi se pare că mi-e frică? Da, da.
Așa de mult m-am bucurat când am găsit asta în fața casei mele, pentru că abia acum începe distracția. Băi, Tănase, de fiecare dată când am un dialog cu tine, simt cum îmi cad neuronii din creier. Băi, dar tu crezi că asta e o joacă, frățiorul? Tu crezi că asta e o joacă? Băi, la tine nimica nu-i serios? A, tu te bucuri că acum te duelezi cu mafia, că tu ești mare șmecher. Ok, polițistule, doar noi cinci am primit din tot orașul. Băieți, cred că am o idee, veniți după mine la secție. Bine că ai tu o idee și n-are Tănase. Hai să mergem la secție, fraților, să vedem ce idee are domnul polițist. Frați și surori, am ajuns la secție și uitați-vă cu cine ne-a făcut cunoștință domnul polițist Mike. Mai exact, cu șeriful orașului. Let's go! Marius, îți fac cunoștință cu șeriful din acest oraș. Este un om de nota 10 care m-a primit aici în poliție cu brațele deschise. Și pe lângă asta este și un detectiv foarte bun. O să lăsăm bucățile de carne aici și el o să le analizeze, ok? O să aducă echipa de biologi să vadă dacă se pot găsi amprente și absolut orice. O să verifice camere de supraveghere, absolut tot. Mamă, deci șeriful ăsta-i tare. Este un om care trăiește pentru siguranța acestui oraș. Băi, acum fraților, chiar dacă polițistul Mike a zis să nu mai facem prieteni noi, dacă el are încredere în șeriful ăsta, am și eu, știi ce zic? Stai niște flăcăule, aici este în siguranță, nu e prima dată când am avut de-a face cu criminal de rang înalt. Dacă ziceți dumneavoastră, eu vă cred, adică dacă domnul polițist mai are încredere, am și eu, fraților, practic. Voi ce ziceți, băieți? Băieți, doar mie mi se pare ciudat că trebuie să avem încredere în șeriful ăsta, parcă una dintre regulile de bază era să nu ne facem prietenii noi. Da. Corect. Corect, nu știu ce să zic. Bă, pare un om de treabă și uitați-vă la el ce cearcă ne are, se vede că n-a mai dormit de mult. Poate chiar e un polițist căruia îi pasă de comunitate. Păi asta n-are nicio treabă, bro, care cearcă ne. N-are nicio treabă, știi ce zic, Tănase? Doamne, frate, nimic nu mai poți să faci în ziua de azi. Acum că a intervenit poliția, nu mai pot să rezolv în felul meu. Dar na, îi las pe ei că ei sunt aia profesioniști. Să rezolvi în felul tău. Băi, Tănase, dacă țip puțin mai tare la tine, faci pipi în pantalon, băi. Felul lui nu poate să rezolve în felul lui, că a intrat poliția. Știi ceva? Nici măcar nu o să-l mai bag în seamă. O să ignor absolut tot ce zice. Păi, băieți, eu zic să mergem acasă, ca să nu fie nimic anașpa și să, na, să așteptăm să vedem ce o să ne zică polițistul Mike, să vedem ce găsește șeriful cu dovezile pe care le-am dat. Ce zic? Hai să mergem acasă. Fraților, sunt foarte, foarte confuz. După cum puteți vedea, sunt la mine în cameră și afară deja se face întuneric și așteptam un mesaj sau un telefon de la polițistul Mike. Locul pe care nu l-am primit, dar am primit un mesaj nou de la Alex, fraților. Deci eu nu înțeleg ce se întâmplă și fiți atenți ce scrie în mesajul ăsta, că l-am citit. Marius, o să vin la tine în 10 minute. Pentru că vreau să-ți spun ceva. Am încercat să țin ascuns asta de aproape o lună, dar nu mai pot. Trebuie să spun adevărul. Fraților, ce vrea să-mi zică Alex? Ține asta ascuns de o lună, adică de când am plecat din oraș? Ce vrea să-mi zică, fraților? Am încercat să mă gândesc, dar nu mi-aduc aminte nimica. Nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat cât timp eram în oraș. Ce s-a întâmplat, fraților? Ce vrea să-mi zică Alex? Bine ați venit la un nou episod din Minecraft Viața la Școală! Băieți și fete, vreau să vă spun că nu-mi găsesc cuvintele care se exprime cât de emoționat sunt în momentul de față. Ei bine, fraților, știți și voi de data trecută că mi-a dat mesaj Alex, adică cel mai bun prieten al meu, și mi-a zis: Marius, în 10 minute o să vin la tine acasă, deoarece vreau să zic ceva foarte, foarte important. Vreau să zic un secret al meu pe care îl țin în mine de vreo lună de zile și acum nu mai pot și vreau să ți-l spun. Ei bine, fraților, Alex a venit la mine acasă și pare foarte, foarte panicat. Deci vă spun sincer, eu cu Alex, adică știți și voi, am trecut prin foarte multe momente de-astea mai tragice, foarte multe momente tensionate, foarte multe momente în care, Doamne ferește, era să ni se întâmple ceva rău. Însă, băi,
parcă niciodată, sau dacă l-am văzut de puține ori putem spune, parcă niciodată nu l-am văzut pe Alex atât de panicat. Deci este foarte, foarte panicat și nu știu ce urmează să-mi spună, însă hai să vedem. Alex, frățiorul, zic care-i treaba, că eu așteptam un telefon de la polițistul Mike să-mi spună ce a făcut cu carnea pe care a dus-o la analize de am primit-o noi cu amenințarea aia de 7 zile. Dar m-ai sunat tu și mi-ai zis că vrei să vii aici să-mi zici nu știu ce. Hai, spune. Marius, bănesc că observ că tremur și că sunt foarte emoționat, însă trebuie să-ți zic ceva. Crede-mă că observ, frățelul, dar nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Mai exact, să-ți arăt ceva, pentru că nu-mi găsesc cuvintele să spun asta acum față în față. Are legătură cu mafia italiană. Ok, fraților, bun, dacă nu-mi place, nu-mi place cum a început. De când am auzit că ei sunt după noi, nu am putut să mă odihnesc noaptea. Dorm 3 ore pe noapte, deoarece mi-este frică. Alex, vrei să-mi spui că te-ai uitat la ceva videoclip de pe YouTube cu mafia italiană și ai văzut că sunt foarte periculoși și că ți-e frică? Bro, stai liniștit, știu și eu că sunt niște oameni foarte, foarte periculoși. Nici eu nu prea dorm atât de bine acum noaptea, sincer să zic. Nu chiar 3 ore, dar na, nu prea dorm bine. O să-ți spun acum ceva ce nu am spus nimănui și te rog să o ții secret, să nu le spui celorlalți, deoarece momentan nu sunt pregătit să afle toată lumea despre istoria mea. Alex, frățiorul, sunt cel mai bun prieten al tău. Avem buzunar la fermoar, de fapt avem fermoar la gură și nu o să zicem la nimeni. Hai să vedem. Tu ți-aduci aminte, eu nu am copilărit cu tine în oraș de când erai mic. Am venit acolo deja când deja eram copii mai mari. Bă, da, mi-amintesc asta. Alex n-a fost cu mine fix de când eram mici, dar mai mulți n-au fost, fraților. Adică, ca în orice alt oraș, se mută lume, pleacă, se mută acolo, pleacă, adică nu e nimic chiar atât de wow. Uite aici povestea mea și de ce mi-este frică de mafia italiană. Bro, Alex, nu înțeleg unde vrei să bați cu copilăria ta cu mafia italiană, dar nu, hai să vedem care-i treaba. Povestea mea de la Alex, hai să vedem, fraților, pregătiți-vă pentru ce-i mai rău. Eu, chiar dacă m-am născut în România, am petrecut o foarte mare parte din copilăria mea, adică de la 4 până la 9 ani, în Italia, la bunicii mei. Oh my god, deci Alex vrea să spună că o mare parte din copilăria lui a stat în Italia. Asta nu e bine. Ceea ce nu știi tu despre mine, Marius, este că acum mult timp am avut o soră. Ok, asta chiar nu știam. Sora mea era cel mai bun prieten al meu. Ne iubeam atât de mult și țineam unul la altul așa de mult încât nimeni nu-și putea imagina. Până într-o zi când bunicii mei n-au mai avut bani să plătească chiria la casa în care locuiam. Atunci s-a iscat o ceartă foarte mare și bunicul s-a luat la bătaie cu proprietarul care avea casa noastră. Ok. Nu totul s-a terminat aici, deoarece proprietarul s-a enervat și a apelat la mafia italiană. Oh my god, deci Alex, fraților, împreună cu familia lui stăteau într-o casă. N-au mai plătit atunci chiria lunară, bănuiesc. Și na, s-au luat aia la bătaie bunicului cu proprietarul și proprietarul a zis lasă că ți-o fac ție și a apelat la mafia italiană, le-a dat bani la ea ca să vină să colecteze banii, bănuiesc, nu? Gen, să vină să-i amenințe pe bunicii lui Alex ca să le dea banii. Mi-amintesc și acum seara aia. Stăteam în pat și mă jucam cu jucăriile mele, mai exact eram trist pentru că am rupt una din greșeală. Și la un moment dat am auzit că se sparge ușa și că cineva aleargă pe scări. Doar am auzit pentru că totul era plin de fum și nu puteam să văd nimic. Tot ce știu este că peste 15 minute am avut șocul vieții mele când mi-am găsit bunicii împușcați în cap în dormitorul lor. Bro, what? Mi-am găsit bunicii împușcați în cap în dormitorul lor. M-am panicat, am început să plâng și am sunat la poliție. Abia după ce am sunat la poliție, mi-am dat seama că sora mea lipsește. Mafia italiană mi-a răpit sora și până în ziua de azi nu știu unde e. Marius, te rog eu să nu ne punem cu oamenii ăștia. Aș vrea răzbunare, aș vrea să aflu dacă sora mea mai este în viață sau nu, dar cu ei nu se poate, sunt mult prea puternici. Oh my god, fraților! Cine se aștepta la chestia asta, man?
Deci Alex ne spune că a avut o soră care a fost răpită de mafia italiană sau omorâtă, pentru că nu știe momentan, de către mafia italiană. Holy shit, Alex, asta îmi dă încă un motiv să nu ne punem cu mafia italiană. Însă, băi, noi nu ne punem cu ei. Sperăm să nu ne atace, pentru că noi nu avem nicio treabă și chiar nu vrem să intrăm într-un mini război cu ei. Ba, Alex, eu zic să te duci acasă, frățiorul. Am înțeles că a fost foarte greu pentru tine să scrii chestia asta și să-mi zici chestia asta. Însă stai liniștit că nu o să zic nimănui, nici lui Tănase, Lovidiu, lui ăștia, absolut nimănui. Hai, eu zic să mergi acasă, că imediat se lasă seară. Eu o să mă culc, că văd că polițistul Mike nu mă mai sună, nu știu ce s-a întâmplat și cu ăla. Și o să vorbim mâine la școală, bro. Hai să vedem, o să mă duc să mă culc, fraților, după vestea asta pe care am primit-o, pentru că mi se pare totul foarte, foarte ciudat. Bună dimineața, frați și surori! Tocmai ce m-am trezit și sunt pregătit să merg la școală, dar avem o problemă foarte, foarte mare și vă spun sincer că încep să mă îngrijorez. Știți și voi că aseară, chiar dacă a venit Alex la mine și mi-a zis povestea aia, nu m-a mai sunat polițistul Mike. Polițistul Mike a zis că se duce cu șeriful ăla să facă ceva analize pe chestiile pe care le-am primit noi la ușă, adică pe bucățile alea de carne de iepure, și că o să ne sune și o să ne zică ce s-a întâmplat. Ei bine, nu ne-a sunat, eu am încercat să-l sun și adineauri și aseară și nu răspunde, fraților. Băi, ce s-a întâmplat cu polițistul Mike, pentru că nu răspunde și asta îmi dă foarte multe semne de întrebare și foarte multe motive să mă îngrijorez, bro. Hai să zic lui mama că o să mă duc la școală. Mamă, eu o să mă duc la școală, cred că astăzi o să vin pe la ora 10-11, ăsta 11-12. Vai, Marius, abia de-am putut să dorm, am avut aseară un coșmar oribil. Cred că o să mă duc acum să mă culc baftă la școală. Somn ușor, mama, și ce zic, hai să vedem. Mamă, fraților, băi, deci eu sunt foarte, foarte panicat, băi. Sper că am vreo trotinetă pe aici, fraților. Ia, uite acolo, bun. Haideți să mergem la școală, băi, și trebuie să întreb și pe ceilalți. Poate ei au fost anunțați de către polițistul Mike și a uitat să mă anunțe pe mine. Dar, fraților, eu l-am și sunat. Adică nu că a uitat el să mă anunțe, pentru că într-un fel i-am reamintit că ar trebui să facă chestia asta. Doar că n-am primit niciun semn de la el și chestia asta mi se pare super, super suspectă. Sper pe bune să nu se fi întâmplat ceva rău. Mamă, da, băi, ce mă sper eu oile astea. Sper să nu i se fi întâmplat ceva rău, pentru că dacă lui polițistul Mike i s-a întâmplat ceva rău și, Doamne ferește, a fost răpit sau și mai rău omorât, noi suntem pe cont propriu pe insula asta și asta nu poate să fie deloc bine. Deci vă spun sincer, fraților, că nu poate să fie o situație bună. Hai să-mi parchez trotineta aici lângă astea și să mergem în clasă. Dacă nu, cum îi zice, dacă polițistul Mike nu i-a apelat pe ceilalți, bănuiesc că și ar trebui să fie la fel de panicați ca și mine, bro, pentru că mie se pare ceva foarte, foarte ciudat. Hai să luăm pe aici și să mergem în clasă. Momentan nu văd pe nimeni acolo. Nu văd pe nimeni care n-ar putea să fie înăuntru, dar bănuiesc că oamenii deja sunt la școală. Eu, în general, fraților, întârzi, sunt ultimul, dar na, ei și merg împreună, deci na. Ok, ia uite acolo că e lume în clasă. Hai să întrebăm, fraților, hai să întrebăm, să vedem dacă polițistul Mike le-a spus ceva sau nu, bro. Ia uite, cine bă, Ovidiu cu Alex sunt afară? Ce naiba, fraților? Da, mă, ia uite-i. Bună dimineața, bă, băieți, bă! Ovidiu, frățiorul, am o problemă foarte, foarte mare. Nu știu dacă doar pe mine, însă polițistul Mike nu m-a sunat aseară. Tu ai reușit să vorbești cu el sau ceva de genul? Am încercat să-l și sun și nu răspunde, parcă a intrat în pământ. Neața, bă, Marius, nici eu nu am auzit nimic de la polițistul Mike. Probabil nu a terminat de analiza carnea aia de ieri. Băi, n-a terminat până acum, bro, e cam ciudat, ai încercat să-l sun? Da, man, am încercat să-l sun, nu ți-am zis și nu s-a întâmplat nimica. Băi, cam ciudat, frățeu, ce se întâmplă, Ovidiu? Și eu am încercat să-l sun ieri de vreo 5 ori și nu mi-a răspuns. E destul de ciudat, până acum ar fi trebuit să ne anunțe sau poate o să vină la noi în pauză, cum mai face el de obicei. Bă, Doamne ajută, frățeu, vedem acum la școală dacă vine la noi în pauză. Neața, bă, Tănase, ce mai faci? Bă, frățiorul, tu ai auzit ceva de polițistul Mike? Te-a contactat pe tine sau? Mamă, Marius, păi am și uitat de polițistul Mike, dar chiar nu trebuia să colaboreze cu șeriful orașului și să ne spună ce a aflat despre chestia aia cu 7 zile? Ce o să se întâmple în 7 zile? Ați vorbit cu el? Nu, pentru că nu ne răspunde la telefon și nu știm, parcă a intrat în pământ. Alexia, ce faci? Băieți, repet, sunteți foarte panicați, nu ne găsește nimeni aici, suntem în siguranță. Nu știu, Lorena, ce faci?
Marius, simt că situația dintre noi doi s-a cam răcit, vrei să ieșim în oraș zilele astea? Da, Lorena, mi-ar face plăcere, dar acum avem o treabă foarte, foarte importantă. S-ar putea ca polițistul Mike să nu mai fie printre noi. Bun, păi fraților, eu o să mă pun acum în bancă, o să așteptăm să înceapă orele și după, na, așteptăm pauza. Așteptăm pauza să vedem dacă vine polițistul Mike sau nu. Frați și surori, s-a făcut pauză și am încercat din nou să-l sunăm pe polițistul Mike și ghiciți ce? Nu a răspuns absolut nimeni. Băi, deci eu deja încep să mă îngrijorez mai puțin și se fac 24 de ore de când n-am auzit nimica de la polițistul Mike. Imediat se face prânzul și de prânzul de ieri n-am mai auzit nimica de el. Băi, Alex Fățuru, ce zici? Ok, chiar încep să mă îngrijorez. L-am sunat de 7 ori, nu a răspuns deloc. Oare s-a întâmplat ceva cu el? Cumva i-a făcut ceva șeriful orașului? Băi, nu știi niciodată, fraților. Adică nu putem să avem 100% încredere în șeriful ăla doar din simplu fapt că e șerif. Gen, n-are sens să avem, n-ar avea sens să avem încredere în el doar pentru chestia asta. Tănase, tu ce zici? Până și pe mine mă sperie chestia asta. Trebuie să facem ceva. Da, că tu ești omul de piatră, nu te sperie nimica. Poate e în pericol, nu putem lăsa așa pe polițistul Mike. Ovidiu, ai vreo propunere? Știu ce trebuie să facem. Mergem la secția de poliție când ieșim de la școală. Mergem acasă prima dată, ne lăsăm lucrurile și după ne vedem în fața secției. Ați înțeles? Da. Da, frate, 100%, deci acum așteptăm să se termină orele și după plecăm la secția de poliție să vedem, poate știe cineva acolo ceva de polițistul Mike sau na, poate și-a uitat telefonul la muncă sau nu știu, bro, trebuie să găsim o informație. Fraților, s-au terminat orele de la școală mai rapid decât plănuiam, vă spun sincer, adică ultimul profesor ne-a lăsat să plecăm acasă, însă asta e foarte, foarte bine. După cum puteți vedea, sunt aici cu Alex, pentru că Ovidiu și Tănase deja au plecat să se ducă acasă. Alex, deci ce avem de făcut? Marius, deja au plecat Ovidiu și Tănase. Am picat de comun acord că în 15 minute ne întâlnim în fața secției de poliție să nu întârzi. Chiar sunt super îngrijorat. Niciodată nu s-a întâmplat asta cu polițistul Mike. Deci, fraților, ne luăm trotineta și în 15 minute suntem în față la secția de poliție. Merge acum, ne lăsăm ghiozdanul și toate prostiile și după mergem la secția de poliție. Doamne ajută, bro, vă spun sincer, Doamne ajută să nu se fi întâmplat ceva ciudat cu polițistul Mike, pentru că ar fi foarte nașpa, sincer, ar fi foarte, foarte nașpa, sper că nu e în pericol sau ceva de genul și că o să existe o explicație logică și că nu o să trebuiască să-l căutăm zile întregi prin oraș. Însă hai să mergem la mine acasă, îmi las astea și după fraților, mergem în oraș, ce zic, tot cu trotineta, că nu-i nicio rușine să mergi cu trotineta până la urmă. Bro! Fraților! Uite pe polițistul Mike! E în fața casei mele! Ok, asta e destul de ciudat, dacă stați să mă întrebați pe mine, stați să-mi las trotineta aici. Bună ziua, domnule polițist! Unde naiba ați fost? Efectiv, ieri trebuia să ne sunați în legătură cu analizele alea la carne. V-am sunat și eu și băieții disperare, credeam că, Doamne ferește, ați pățit ceva. Marius, am văzut că m-a sunat toți, nu am putut să vă răspund. Te rog să-i sun pe toți și să le spui să vină aici, trebuie să vă spun ceva. Se întâmplă ceva foarte suspect pe insula asta, nu putem vorbi la telefon, pot fi ascultate. Băi, mă sperii și mai rău. Tu doar sună-i și cheamă aici urgent, nu le spune de ce. Băi, fraților, polițistul Mike, mă sperii și mai rău, ce naiba se întâmplă? Bun, păi hai să intrăm înăuntru, îi sun și pe ei să vină aici, că noi trebuia să venim, noi voiam acum să mergem la secția de poliție ca să te căutăm pe tine, dar hai că îi sun să le spun să vină aici. Bun, băi și fete, am adunat pe toată lumea aici, domnule polițist, toți suntem panicați, confuși, nu știu ce. Spuneți-ne care-i treaba, ce ați aflat și de ce nu putem să vorbim la telefon, că o să fie ascultate, care-i treaba? Vreau să mă ascultați cu foarte mare atenție și să nu mă întrerupeți. După cum știți, ieri după ce am primit acele bucăți de carne de iepure, șeriful orașului s-a oferit să facă niște teste biologice pe acele probe, să vadă dacă poate găsi niște amprente. Ok, deci ați făcut teste să vedeți dacă se găsesc amprente, am înțeles. Ei bine, după câteva ore de așteptat, a venit la mine și mi-a spus că nu a reușit să găsească nicio amprentă și că asta e poate altă dată.
Ok, poate oamenii care au pus chestiile alea în fața ușilor noastre au fost profesioniști, nu? Eu m-am oferit să mai fac o dată testul biologic ca să fiu sigur. Și în momentul ăla a început să mă țină de vorbă, iar când am ajuns în laborator, bucățile de carne nu mai erau acolo. Unde vrei să ajungi, domnule polițist? A venit asistenta de acolo și mi-au zis că bucățile de carne au fost aruncate la gunoi, deoarece nu s-au găsit amprente pe ele. În cazul în care nu știți, este o regulă sfântă în poliție că nu ai voie să distrugi dovezi. Oh my god, fraților, cred că știu unde bate polițistul Mike. Deci șeriful a zis că a făcut probele, nu s-a găsit nicio amprentă și polițistul Mike a zis hai să le fac și eu. Și după aia au aruncat carnea la gunoi. Oh my god, fraților, adică șeriful ascunde ceva, nu? Că doar nu poți să arunci probele, bro. Șeriful ascunde ceva 100%. Asta vrea să zică. Deci sunt singură de aici care vede ceva suspect la șeriful ăsta. Am impresia că este corupt. Și pe lângă asta, câteodată când stau pe telefon, aud un anumit bâzâit. Cred că mi-ascultă telefonul. Fraților, m-am gândit și eu la cel mai proști scenariu la care probabil vă gândiți și voi acum. Cum ar fi ca șeriful să fie mână în mână cu mafia italiană, Alex? Poftim, a dispărut așa deodată carnea. Eu încă de la început am avut suspiciune în legătură cu șeriful ăla. Trebuie să facem ceva cu el. Bă, pe bune, Tănase. Eu puteam să pariez că omul ăla ne joacă pe degete. Dar ce putem face acum? Doar să ne rugăm că nu și-a dat seama că ne-am prins și să așteptăm următoarea lui mișcare. Băi, corect. Ce facem acum, fraților? Ce putem să facem acum? Nu e de joacă cu mafia italiană și nu ne putem risca în cazul în care el colaborează cu ei. Trebuie să facem ceva acum, să găsim ceva. Dar ce să facem, fraților? Adică nu înțeleg, luminați-mă și pe mine. Ce putem să facem, bro, acum? Domnule polițist, aveți vreo idee? Ovidiu are dreptate și cred că mi-a venit o idee. Azi dimineață, șeriful a plecat într-o misiune în alt oraș și se întoarce ori diseară, ori mâine. Putem merge chiar acum la apartamentul lui să căutăm pe acolo, să vedem dacă putem găsi ceva, vă băgați? Bro, polițistul Mike vrea să intrăm în apartamentul șerifului? Băi, dar poate are securitate sau ceva? Băi, eu mă bag! Domnule polițist, eu sunt cu dumneavoastră până la final. Mă știți pe mine, eu mă bag! Eu vreau să intrăm. Alex, frățiorul, te bagi? Stați puțin, domnule polițist. Ce facem dacă suntem prinși? Până la urmă s-ar putea ca omul ăsta să aibă legături cu mafia italiană și credeți-mă, aia nu iartă, băi. Nu dați înapoi. Ce faceți, Tănase? Da, nici mie nu mi se pare o idee genială. Ovidiu, nu mă bag. Domnule polițist, se pare că rămânem doar noi. Suntem pe cont propriu. Hai să mergem la apartamentul șerifului să vedem dacă putem găsi ceva acolo. Fraților, nu-mi place cum sună. Bun, frați și surori, ne aflăm în cel mai luxos bloc de pe toată insula. Desigur că șeriful aici se află și după cum puteți vedea, avem chiar aici apartamentul șerifului. Auziți și voi că sunt uși peste tot pentru că, na, se deschid. Nu știu exact la ce etaj suntem. Suntem la etajul 5, fraților. Deci apartamentul șerifului este la etajul 5. Domnule polițist, se pare că nu este nimeni înăuntru din câte văd eu, dar na, toți se aud și chestii de genul. Spuneți-mi și mie care este planul până la urmă. Bun, Marius, reține, avem foarte puțin timp. Merge înăuntru și încearcă să găsești orice care poate să aibă legătură cu un polițist corupt. Eu o să stau aici, iar în cazul în care apare cineva, o să-l țin de vorbă. Nu uita, ai foarte puțin timp, grăbește-te, dar fii și atent. Ok. 3, 2, 1 și... Bun, fraților, am intrat în apartamentul șerifului. Trebuie să am foarte, foarte mare grijă să nu cumva să aibă ceva sistem de securitate și să se întâmple ceva. Deci hai să mergem în prima cameră, ok. Asta este prima cameră. Bun. Hai să vedem, are ceva în chesturile astea? Nu. Nici aici nimica, nici aici nimica, bun. Vreau să mă uit în fiecare colțișor, fraților, pentru că poate, na, dacă e un polițist corupt, poate știe să își ascundă astea foarte bine. Are și un balcon gigantic, bro, voi observați, care dita mai balconul.
În fine, deci în camera asta nu am putut găsi absolut nimica. Așa că mergem mai departe. Mergem în camera asta. Ok. Hopa! Nu, no, ok. Bun. Aici iar este o cameră de asta, iar cu un balcon. Ia să ieși eu puțin, bro, pe balcon. Mamă, dar balconul e gigantic, bro! E efectiv gigantic. Nici în camera asta, mă uit așa cu foarte mare atenție, nici aici nu se află nimica. Bun. Hai să vedem în camera asta. Ok, asta este o baie. Am înțeles. Nici aici nu se află nimica. Bro, poate nu, nu are nimic de ascuns, nu? Ok, și... A, și atâta, bro? Gen, ăsta e apartament, mai avem aici o de-asta. Cum îi zice... Un balcon. Dar se pare că nu se află nimic aici. Hai să ne uităm și la furnesuri și la astea. Poate ascunde ceva în furnesuri, cine știe. În hopere. Băi, fraților, pare că nu e nimic aici, man. Adică ori știe ăsta și se ascunde probele foarte bine. Hop, avem acolo o trapă. Poate asta, asta n-are cum să ne ducă la un subsol, că suntem la etajul 5. Hopa, avem un chest în trapa asta, fraților. Ce avem aici? Document hashtag 255. Ok. Document hashtag 1133. Ce înseamnă mi? Mi înseamnă mafia italiană. Ok, nu sunt 100% sigur. Nu vreau să zic 100%. Dar nu, eu trebuie să iau documentele astea. Fraților, astea nu sunt dovezi, cum a zis domnul polițist de gen, că sunt dovezi că ăsta e un polițist corupt. Dar trebuie să nu ne asumăm niciun risc. O să fur aceste documente și o să zic polițistului Mike să mergem undeva să le citim. Domnule polițist, uitați-vă ce am găsit aici. Sunt niște documente. Ce ziceți? Să le duc la loc sau să le las aici? Eu zic să le luăm, să le citim, să vedem ce putem găsi în ele. Și dacă nu este nimic prea suspect, să venim să le aducem înapoi până diseară, nu? Că nu vrem să ne riscăm, să ne dăm seama că ăsta și-a... A, gen, că ăsta are presupuneri că cineva îl urmărește. Băieți și fete, aici s-a terminat episodul cu numărul 2 din sezonul 11 din Minecraft Viața la Școală. Dacă vreți ca mâine să apară episodul 3, haideți să facem 2000 de like-uri în 24 de ore la clipul ăsta. Dacă facem 2000 de like-uri, mâine voi posta episodul 3. Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Viața la Școală! Băieți și fete, să știți că sunt foarte emoționat în momentul de față și totodată mi-este foarte frică să nu ne prindă cineva pe mine și pe polițistul Mike, pentru că după cum puteți vedea, ne ascundem după un copac deoarece trebuie să citim niște documente. Da, fraților, dacă vă aduceți aminte de data trecută, am intrat în apartamentul șerifului din oraș și am găsit două documente. Mai exact, document hashtag 2555 și document hashtag MI133. Eu cu polițistul Mike le-am luat ca să vedem dacă cumva aceste documente arată că șeriful orașului este corupt și dacă cumva colaborează sau nu cu mafia italiană. Tocmai de aceea am foarte mari emoții, urmează să mă uit peste ele. Până acum nici eu, nici polițistul Mike nu ne-am uitat. Vedeți că gen, în clădirea aia am mers, acolo este apartamentul șerifului pe la etajul 5, dacă vă aduceți aminte. Și am venit aici rapid după copacul ăsta și după zidul ăsta ca să citim documentele. Bun. Deci toată lumea, fraților, să fie pregătită, deoarece urmează să aflăm dacă șeriful orașului este corupt sau nu. Și sincer, nici măcar nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă dacă este corupt. Adică, băi, nu mai avem nicio scăpare. Efectiv, dacă șeriful orașului este în colaborare cu mafia italiană, suntem ca și morți, fraților. Deci, efectiv, Doamne ajută să fie totul bine. Hai să vedem. Prima dată luăm document 255. Sper să fie ceva despre... Nu știu, despre țestoase. Sper să fie ceva despre țestoase, să nu fie ceva pe bune. Hai să vedem. Document hashtag 2555, grade confidențialitate, informații private ale statului. S egal șerif, P egal primar. Ce înseamnă asta? În fine, hai să vedem. Deci P spune, a, este o convorbire. Holy shit, mama are 12 pagini. Ok, ok, deci este o convorbire. Nu știu dacă e telefonică sau nu, hai să vedem. Deci primarul spune așa:
Bună ziua, domnule șerif, îmi pare rău că nu am ajuns să mai vizitez insula, însă am fost foarte preocupat cu afacerile în ultimul timp. Dar sper că am lăsat, sper că am lăsat pe cine trebuie acolo la conducere. Iar ea spune care mai e treaba. Ok, deci ăsta este mesajul primarului. Șeriful spune: bună ziua, domnule primar, nici nu știu ce să vă zic, insula noastră e pe cale de dispariție. Din ce în ce mai multe persoane aleg să plece de pe insulă, nu să rămână aici toată viața. Ok, bun, hai că am început bine, frate. Deci, într-un fel, este o convorbire între șerif și primar, cum că insula devine pustie, bro, că pleacă lumea de pe insulă și se duce în lumea reală, într-un fel, ok. Nici măcar nu avem turiști, economia e la pământ, merge treaba foarte prost. Trebuie să veniți aici ca să salvați situația, că dacă nu o faceți, o să ajungem să fim o insulă complet pustie, unde nu calcă nimeni. Bun, deci asta e mesajul șerifului. După, primarul răspunde: păi omule, degeaba vin eu acolo dacă nu am bani. Singura metodă prin care putem salva insula este prin a investi în ea. Putem să o facem cea mai frumoasă insulă din lume, dar nu avem bani. Ai vreo idee să facem rost de ei? Hopa! Băi, deci ăștia acum vorbesc despre cum fac ei bani. Hai să vedem. Să zice așa, adică șeriful: de unde să știu? Dumneavoastră sunteți omul de afaceri, nu eu. Și primarul zice: bă, șerifule, haideți să vorbim fără bariere. Tu ești în poliție, prinzi infractorii. Nu ai vreo metodă de a face bani rapid prin care să fentăm legea? Nu o facem pentru noi, o facem pentru binele comunității. Holy shit, fraților, ce am găsit în documentele astea? Stați puțin că nu mai e treaba cu noi, cu mafia italiană, cu nu știu ce. Deja e situația foarte, foarte nebună. Hai să vedem. Bun, șeriful zice: sunteți foarte bun la simți banii, chiar am. Zilele trecute s-au mutat niște persoane noi aici pe insulă. Mamă, ia stați că nu mai sunt așa de fericit ca înainte. Vorbește de noi? Nu vă bucurați că urmează să plece în următoarele luni. Sunt aici din motive de siguranță. Am înțeles că sunt căutați de mafia italiană și au venit aici să se ascundă. Oh my god! Oh my god, vorbește de noi! Mamă, fraților, sper să nu se întâmple ceva nașpa. Oh my god, fraților, deci vorbește de noi. Holy shit, man, nu este ok, fraților. Primarul zice: ok, îmi pare rău de ei, dar unde e partea în care noi putem să facem mulți bani? Și șeriful zice așa: păi stați să termin, domnule primar. La o zi după ce au ajuns aici, am primit un telefon de la unul dintre cei mai căutați oameni din lume, șeful mafiei italiene. Mi-a spus să zic orice preț pentru capul celor noi veniți. Oh my god. Cred că știu unde se duce conversația asta. Bro, deci cumva ăștia au, deci conversația asta înregistrată. Ei ziceau că, băi, ne moare insula, avem nevoie de bani ca să facem insula mișto, să vină turiștii. Au ajuns la faptul gen că ei poate să facă bani de la mafia italiană dacă ne dă într-un fel pe noi la schimb. Că noi am venit aici ca să scăpăm de ei și vor să ne dea la schimb. Asta realizez, nu? Mi-a spus să zic orice preț pentru capul celor noi veniți. Vă dați seama, eu sunt polițist, nu am putut să accept așa ceva. Let's go! Let's go, baby! Suntem în siguranță! Oamenii au venit aici pentru siguranță, nu-i putem vinde pe bani. Dar domnul de la telefon părea foarte pus pe treabă să-mi dea banii. Având în vedere că suntem la capătul lumii, singura metodă prin care el poate să ajungă la ei este prin poliția de aici. Altfel nu se poate pentru că e căutat în toată lumea. Bun, deci șeriful se pare că nu ne-a vândut, fraților. Am avut un instinct bun și șeriful a făcut ceea ce a trebuit. Nu ne-a vândut la mafia italiană. Eu n-aș spune că mafia italiană știe că suntem aici, dar măcar e bine că polițistul nu e corupt. Și primarul zice: ce prost ești, șerifule. Se vede că nu ești om de afaceri. Cere 5 milioane de dolari. Nu mai mult, nu mai puțin. Bro, primarul vrea să ne omoare. Băi, ia stai, ce se întâmplă mai departe? Cu banii aia îi readucem la viață insula și ne umplem și pe noi de bani. O să te fac viceprimar. Șeriful spune: sunteți siguri, domnule primar? Până la urmă sunt niște cetățeni care au avut încredere în noi. Primarul zice: da, mă, o facem pentru comunitate. Dăm niște oameni la schimb pentru a menține insula în viață. În afaceri mai trebuie să faci și genul ăsta de sacrificii. Hai că am treabă, să mă sun să-mi spui ce ai rezolvat diseară. Oh my god. Convorbire încheiată.
Fraților, primarul ne-a vândut. Sau ne-a vândut? Sau ce s-a întâmplat? Ce, până la urmă ne-a vândut sau nu? Eu stai că mai avem aici un document. Document MI133. Document hashtag MI133. Grade confidențialitate, informații periculoase pentru public, securitate maximă. Hai să citim și documentul ăsta, e mai scurt. În data de 1 februarie 2023 s-a realizat un transfer bancar de 6,5 milioane de dolari ONU. Ne-a vândut. Dintr-un cont bancar offshore anonim către contul bancar al insulei noastre. Tranzacția este considerată o donație, cu banii aceștia insula va fi readusă la viață. Lista cu lucrurile care trebuie realizate în urma donațiilor se află la primarul insulei. Prima și cea mai importantă sarcină trebuie rezolvată până pe 10 februarie 2023. Și dacă nu e rezolvată, toți banii vor fi retrași. Fraților, sunt singurul de aici care și-a dat seama care este prima și cea mai importantă sarcină. E vorba despre noi, fraților. Noi trebuie să fim rezolvați până pe 10 februarie 2023. Deci, practic, documentele astea arată că primarul și șeriful sunt corupți și că sunt colaborează cu mafia italiană. Oh my god! Domnule polițist, ce facem? Ați auzit ce am citit? Trebuie să facem ceva. Trebuie să găsim un plan. Trebuie să plecăm de aici. Cum facem? Băi, trebuie să facem ceva. O să ne omoare. Marius, nu te mai panica. Ai înțeles ce s-a întâmplat, da? Am fost vânduți. Da, am înțeles, dar nu înțeleg de ce ești așa calm. Nu putem să avem niciun plan. Cea mai bună la alegere ar fi să ne prefacem că nu știm lucrul ăsta. Și să murim? Băi, domnule polițist, cum adică? Trebuie doar să mai studiem puțin locul ăsta, trebuie să fie o scăpare de aici. Repet, nu ne putem bate cu oamenii ăștia, sunt mult prea puternici. Bă, aici are și polițistul mai dreptatea lui, fraților, n-am ce să zic. Uite ce-ți recomand să facem. Eu acum mă voi duce la birou și mă voi comporta ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Tu să faci același lucru, dar înainte anunță băieții și spune-le să vă vedeți la tine acasă. Nu uita, nu le spune motivul prin telefon. Anunță și pe ei și nu faceți vreo prostie. Trebuie să gândim limpede, e o situație mult prea periculoasă. Bun, deci polițistul mai spune să ne continuăm viețile și să fim super discreți în legătură cu asta. Să nu vorbim la telefon despre ea și să... na... să fim foarte, foarte discreți pentru că pe și pereții au ochi și urechi, dacă vă aduceți aminte, fraților. Ok. Bun, păi domnule polițist, vă las să vă duceți la muncă, că până la urmă sunteți un polițist, da? Și eu o să mă duc, o să-i chem la mine și pe Alex, și pe Ovidiu, și pe Tănase, să le spun ce s-a întâmplat și să le spun să fie foarte atenți. Băieți și fete, dacă până acum era un singur fraier panicat, acum suntem 4 fraieri panicați. I-am chemat pe ăștia la mine, le-am citit documentele, s-au uitat și ei peste documente și sunt efectiv căcați pe ei de frică, fraților. Oh my god! Băi, ce facem, man? Efectiv, suntem acum în cât? Suntem în 4 februarie, deci în 6 zile... mafia italiană, gen, trebuie să fim morți în 6 zile, trebuie să ne omoare mafia italiană în 6 zile, voi realizați? Deci trebuie să scăpăm de asta, avem timp limită 6 zile. Alex, frățiorul, ce zici? Oh my god, deci bănuiesc că acum suntem în cea mai periculoasă situație din viața noastră, nu? Da, te-ai prins, frățiorul, fix asta e, da, deci te-ai prins. Avem termen limită până pe 10 februarie ca să ne dăm seama ce trebuie să facem. Părerea mea este că ar trebui să stăm pe insulă și să încercăm să vorbim cu poliția. Bro, cum adică? În documentele astea scrie că singura modalitate prin care ar putea mafia italiană să ne atace este prin poliție atât timp cât stăm pe insulă. Corect. Credeți că avem vreo șansă cu ei? Ah, bro, deci, Alex zice că dacă noi mergem acum și ieșim în oraș, venim înapoi în orașul nostru, o să fim foarte, foarte vulnerabili. Însă aici avem o șansă dacă poliția este de partea noastră. Și de ce să vorbim cu poliția? Dar cum să vorbim, frate, cu poliția, mea? Să le zicem să refuze 6 milioane de dolari că suntem noi... șmecher, că am enervat pe cine nu trebuie, pe profesorul Steven, care acum e cu mafia italiană, nu mai zic. Tănase, ai tu vreo idee mai bună?
Eu înțeleg că un om poate să fie în război cu poliția. Înțeleg la fel că poate să fie și într-un război cu mafia italiană. Dar cu amândouă nici măcar eu nu pot. Că tu îți dai seama cine ești tu. Ești un supereroi. Ești vai de capul tău, bătănase. Bă, Alex, sincer nu cred că putem face ceva. Doar dacă avem undeva 7 milioane de dolari, corect? În rest cred că suntem morți. Adică ce le putem spune ca să refuze banii? E imposibil. Bă, corect, deci Alex, cea mai proastă idee, frățiorul, deci băi, tu știi că eu mă iau după sfaturile tale, dar asta a fost cea mai proastă idee pe care am auzit-o vreodată de la tine. Cum bă să mergem la ea și să le zicem, bă, noi știm că voi vreți să ne omorâți, dar vă rog să nu o faceți, adică nu ne omorâți, nu acceptați banii, vă rog, gen, nu o să fac asta, băi, sunt oameni fără scrupule, bro, o să fie foarte, foarte greu. Ovidiu, hai, salvează-ne tu! Băieți, eu zic să-i urmăm sfatul polițistului Mike, pe care le-am zis ce să facă polițistul Mike și ei au avut aceeași reacție ca și mine, că e o prostie, dar na, ce să facem? Și să lăsăm totul așa cum este, că mai avem timp să rezolvăm. Acum avem o problemă și mai mare. Ce problemă mai avem, frățiorul? Am vorbit cu Alexia și mai știți castingul pentru Hollywood? Da? Ei bine, diseară la ora 8 trebuie să meargă în oraș la casting. Cred că merge și Lorena. Băi, frățu, dar n-am discutat despre asta, că n-are cum să vină castingul de la Hollywood aici, că 100% e ceva legat de mafia italiană. Eu le-am explicat că sunt șanse de 95% să fie ceva la mijloc, dar ele nu înțeleg. Trebuie să facem ceva. Nu, hai să mergem la el acasă. Bro, nu le putem lăsa să meargă acolo, fraților. Băi, o să se pună în pericol, man. Trebuie să mergem acolo neapărat acum, băieți. Fraților, simt că o iau razna. Deci, băi, Alexia cu Lorena nu vor să ne creadă, fraților, când le spunem că mafia italiană știe că suntem aici și că nu este deloc o idee bună să meargă la casting pentru Hollywood, pentru că n-are niciun sens, fraților, 100%. E ceva la mijloc. Băi, Alexia, îți mai zic încă o dată, te rog eu, adică eu nu pot să-ți fac nimica. Nu te pot obliga, nu sunt părintele tău, nu nimica. Da, băi, te rog eu, Lorena la fel, nu vă duceți acolo, pe bune. Ok, Marius, lasă-mă să zic ceva. Tu, și nu doar tu, toți trei sunteți foarte paranoici. Iar aceeași chestie întotdeauna, suntem paranoici, suntem paranoici. Având în vedere că sunteți speriați, normal că în momentul în care o persoană vă abordează pe stradă, voi credeți că vrea să vă omoare. Așa și... Lumea asta are și oameni buni și pe lângă asta eu nu renunț la visul meu niciodată. Sunt dispusă să-mi asum acest risc pentru a ajunge la Hollywood. Ești dispusă să fii răpită de mafia italiană ca să ajungi la Hollywood. Deci, nu mai zi nimica. Tu știi cu cine te potrivești, cu ăsta, cu prostul ăsta. Deci, băi, sunteți efectiv aceeași persoană, deci nu știu cum nu sunteți împreună. În fine. Lorena, ești ultima mea speranță. Deci ești ultima mea speranță pe bune. Te rog eu, nu te du acolo. Nici eu nu renunț la visul meu. Nu mai zic nimica. Doamne, abia aștept să ajung la Hollywood. Nu mai zic nimica, fraților. Băieți, am o idee dacă toți sunteți așa de îngrijorați. Noi diseară la ora 8 avem programarea pentru casting. Haideți cu noi, puteți să-l chemați și pe polițistul Mike ca să ne păziți. Și o să vedeți că nimic nu o să se întâmple. Ok, asta este o propunere foarte bună. Prima propunere bună de astăzi. Bravo, Lorena. Dar, na, fraților, mergem noi acolo. Cine sunt eu, bă, că dacă apare mafia italiană, băi, dispar instant. Deci, na, bine, băi, Lorena, dacă zici tu, o să vorbesc cu polițistul Mike și o să mergem toți acolo într-un grup. O să zicem că și noi vrem la Hollywood. Știi ce zice? O să stăm toți acolo ca măcar să fim într-un grup, nu? Tănase, ce zici? Lorena, cred că s-a înțeles greșit. Mie chiar nu-mi pasă dacă ție ți se întâmplă ceva. Mie îmi pasă să nu mi se întâmple mie ceva. Băi, ce nesimțit e ăsta, băi. Ce ai bătăra să te-ai enervat, Lorena, ce ești așa nesimțit? Nu vii niciunde. Dacă tu vrei să te duci direct în capcana inamicului, atunci du-te, nu mă interesează. Ce să zicem, fraților? N-avem ce să zicem, Ovidiu, tu ce zici, vii? Nu credeam că o să mai fiu vreodată de acord cu Tănase în viața asta, dar da, mergeți voi dacă vreți, eu nu calc acolo. Alex, frățioro, hai mă, măcar noi doi. Haide, bă, Marius, să nu mergem nici noi. E clar o capcană, o să murim. Îmi pare rău, dar eu nu mă duc și ți-aș recomanda și ție la fel. Băi, frățioro, nu pot să o las pe Lorena singură, bro. Chiar dacă nu suntem împreună, știți că noi ținem așa unul altul. Nu, băi, fetele, și cum facem? O să-l sun și pe polițistul Mike și diseară la ora 8 îmi dați adresa prin mesaje și diseară la ora 8 o să fim acolo toți
mergem la casting. Și voi și eu și polițistul Mike. Asta eu zic că e cea mai bună, cea mai bună decizie. Eu acum o să mă duc să mă culc și ne vedem diseară, fraților, la ora 8 la castingul pentru Hollywood. Ei bine, băieți și fete, e trecut de ora 8 și după cum puteți vedea, sunt aici cu polițistul Mike la clădirea Balazs Lofts, adică la Balazs Lofts, cred că se citește. Și asta este adresa pe care mi-a dat-o Alexia și Lorena și mi-au spus că cică aici o să se țină castingul pentru Hollywood. Băi, e trecut de ora 8 și nu văd pe nimeni pe aici, nici pe ele, nici pe absolut nimeni cine o să mai fie la castingul ăsta. Deci, fraților, băi, sper să nu se fi întâmplat ceva și sper să nu mă fi mințit, gen să-mi fi făcut o asta, să zică că ha-ha-ha, mă trimit la altă adresă. Eu stau aici cu polițistul Mike și așteptăm să apară, nu-i așa, domnule polițist? Marius, văd că ești destul de panicat, dar eu am impresia că nu o să se întâmple nimica. Chiar dacă au întârziat, pot să ajung aici în orice moment. Corect, ți-am mai zis, șeriful este astăzi plecat din oraș, dacă ar fi să ne facă ceva și el ar trebui să fie prezent. Nu știu, băi. Hai să așteptăm, fraților, să vedem ce se întâmplă dacă așteptăm. Băi și fete, am mai așteptat 10 minute și uitați-vă cine a apărut aici. Lorena și Alexia și o persoană nouă, Ioana. Treaba foarte ciudată este că Ioana are mașina acolo și le-a adus pe Lorena și pe Alexia cu mașina. Bună ziua, dumneavoastră, cine sunteți? Bună seara, domnilor! Numele meu este Ioana și am fost trimis aici de la Hollywood ca să caut viitoare talente pentru filmele care urmează să se lanseze în anii următori. Am înțeles. Mi-au spus fetele că ați venit aici ca să aveți grijă de ele. Alo, băi, băi, trebuia să zică că am venit aici ca să dăm și noi casting. Și mi s-a topit inima. Sunteți foarte drăguți, doar că din păcate fetele o să trebuiască să vină doar cu mine în clădire. Castingul este privat de public. Nu-mi place asta. Însă voi puteți aștepta afară. Nu ar trebui să dureze mai mult de 30 de minute și sunt convins că o să fie acceptate. Bine, băi, Ioana, dacă zici tu, Lorena, ești ok? Marius, crede-mă, doamna Ioana este o femeie superbă. Ea ne-a dus cu mașina, a venit în fața blocului nostru și ne-a adus aici. Păi de unde știa unde locuiți, băi? Nu? Dacă voia să ne facă rău, nu putea să profite de momentul ăla? Haide, mă, ești paranoic, doamne, ce emoție am. Băi, ba da, putea să profite de momentul ăla, dar de unde știa unde stați? Fraților, sunt singurul care vede chestiile astea, bro! De unde știa, Ioana, unde locuiești, man? N-ai niciun sens, Alexia? Noi o să mergem înăuntru, voi să stați aici, domnule polițist, ce facem? Vezi, Marius, nimic suspect. Cum nimic suspect? Băi, de unde știa unde stă? Da, fetelor, o să așteptăm aici până terminați, bine? Deci eu stau aici, 30 de minute, cum a zis ele. Deci după 30 de minute, cred că o iau razna. Domnule polițist, au trecut deja 45 de minute. Fraților, au trecut 45 de minute și nici urmă de Lorena, Alexia sau Ioana. Putem spune că am avut dreptate, nu? Adică, domnule polițist, cum adică au întârziat deja 15 minute? Ok, poate doar au întârziat. Am văzut că n-au luat liftul, deci trebuie să fie aici la parter. Du-te să vezi ce se întâmplă ca să fii sigur, băi. Doamne ferește, fraților, că-mi fac și cruce. Doamne ferește să fie avut dreptate. Hai să vedem. Spune-mi, rog, că nu le-o răpite. Deci trebuie să fie la parter, a zis, da? Pentru că nu s-au dus cu liftul. Ok. Aici nu e nimeni, da? Nu este nici urmă de Lorena, Alexia, din nimeni. Nici aici nu e nimeni, ce să vezi? Nu este nimeni niciunde, fraților. Oh my god, au fost răpite. Oh my god, băie și fete au fost răpite. Nu vine să cred. Nici aici nu e nimeni. Păi și unde se ținea castingul ăsta, frățu, ca să-ți magazine? Restroom. Nici aici. Au dispărut! Frățu, au dispărut! Stai, mergem și la etaj puțin. Nu sunt nici aici. Au dispărut, fraților! Oh my god! Domnule polițist! Domnule polițist, eu ce am zis?
Au dispărut, nu sunt niciunde, fraților. Băi, efectiv, nu sunt niciunde. Unde n-ai, bă, poți să... Bro? Ce-i aia? Sub mașina lui Ioana e un trapdoor? Ia stai puțin, să mă puțin mașina. Fraților, ce-i asta? Bro! What? Acolo jos sunt Lorena cu Alexia? Nu înțeleg, fraților. Băi, ce se întâmplă? Cum am ajuns aici? Fetelor? Ce-i asta? Asta e un tunel? Ce căutați aici? Alexia? Marius a avut dreptate, tremur. Ioana ne-a dus aici prin tunel și ne-a spus... Ce v-a spus? Ce v-a spus, băi? Lorena? Marius, trebuie să spun ceva. Băi, ce s-a întâmplat? Ce v-a spus Ioana, man? Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, viața la școală! Haideți să ne calmăm puțin, băie și fete, pentru că în momentul de față ne aflăm într-o situație foarte tensionată și în același timp foarte creepy. Ei bine, după cum puteți vedea, sunt într-o canalizare sau habar n-am unde, sunt undeva sub pământ, alături de Alexia, Lorena și de polițistul Mike. Ei bine, fraților, știți de data trecută că Alexia și Lorena, în momentul de față, nu trebuiau să fie în canalizarea asta care e plină de sânge, ci trebuiau să fie la un casting ca să se facă actrițe la Hollywood, fraților. Însă, ce să vedeți, probabil eu am avut dreptate, le-am zis întotdeauna, nu vă duceți la castingul ăla pentru că este ceva la mijloc și uitați-vă că le-am găsit aici. Alexia, Lorena, îmi puteți spune ce s-a întâmplat? Pentru că habar nu am, fraților. A venit și polițistul Mike pentru că a auzit că am țipat aici și s-a gândit că, băi, ce n-ai, băi, aici, fraților? Hai să vedem, Alexia, ce s-a întâmplat. Nu-i așa că v-am zis eu să nu mergeți la castingul pentru Hollywood, pentru că nu vine nimeni aici pe insulă să zică, haideți să facem rost de niște actori pentru Hollywood, unde se fac cele mai mișto filme din lume. Era 100% o țeapă. Și cine-i, băi, chestia asta, bro? Stați, vă rog, două secunde să-mi trag și eu sufletul. Deci v-am zis, fraților, suntem într-o situație super tensionată. Păi să vă spun ce s-a întâmplat, că am impresia că sunt într-un coșmar. Hai să auzim. Am mers cu doamna Ioana, o știți de data trecută pe doamna Ioana, care fac pariu că face parte din mafia italiană. Deci deja, înainte când am văzut-o prima dată, eram 50% sigur. Acum sunt 100%. Am mers cu doamna Ioana într-o cameră, destul de ciudată, dar nu mi-am pus întrebări și am început castingul. Am început cu niște întrebări normale, iar după am făcut niște demonstrații de actorie. Ea s-a arătat foarte entuziasmată și ne-a spus că suntem acceptate. Ok, deci ați făcut castingul și ați fost acceptate la Hollywood. Chică, ok. În momentul ăla, noi ne venea să plângem de fericire, având în vedere că urma să mergem la Hollywood, da. Urma să mergeți la Hollywood, da, 100%. Și ea, când ne-a văzut așa fericite, ne-a spus să sărbătorim cu o sticlă de șampanie. Ok, sper că șampanie pentru copii. Nu știu ce a pus în șampania aia, dar ne-a adormit pentru puțin timp, undeva la 10-15 minute. Deci Ioana a pus ceva în șampanie, fraților, și le-a adormit pastea. Ok, când ne-am trezit, nu eram aici, eram în tunelul din stânga. Ne-a tărât până aici în tunel și ne-a spus fix așa: acesta a fost doar un avertisment. Sunteți prea mici pentru noi, doar ne vom juca. Dacă ajunge cineva rănit, nu e vina noastră. Fraților, cred că toată lumea și-a dat seama în, să spunem, de la cine transmite Ioana acest mesaj. Băi, eu v-am zis, man, băi, fraților, mă enervez pentru că le-am zis că este ceva foarte dubios la mijloc cu acest casting pentru Hollywood, însă ce să vedeți, nimeni nu m-a ascultat, ca întotdeauna nu a fost ascultat, ok, păi și după am mai zis ceva? Da, fix așa a fost și mie mi-a spus ceva la ureche, hai să vedem ce a zis Ioana lui Lorena la ureche. Bucură-te de ultimele tale momente pe acest pământ. Mă bucur totuși că ai ales o destinație exotică unde să-ți petreci ultimele zile.
Deci această Ioana face parte din mafia italiană. Ai avut dreptate, dar noi am fost prea bucuroase. Ce facem acum? Uite, fraților, că chiar dacă am avut dreptate, am găsit o întrebare la care nu știu ce să răspund. Ce facem acum? Pe bune. Ce facem acum, fraților? Suntem blocați pe insulă. Nu avem ce să facem. Ce să vedeți? Suntem blocați. Domnule polițist, aveți vreo explicație? Ce putem să facem acum, men? Chiar nu avem ce să facem, fraților. Suntem blocați aici. Doamne copii, eu v-am spus să nu călcați regulile pe care vi le-am dat. Deci aici... Grijă mare, domnul polițist, că sunteți cam ipocrit, pentru că și dumneavoastră ați încălcat regula cu șeriful, da, fraților? Că regula era să nu ne facem prieteni noi, astea și-au făcut prieteni noi pe Ioana și el pe șerif și ambii erau corupți. Nu vă mai împrieteniți cu nimeni de aici, nu știți dacă au un interes ascuns sau nu. Acum, eu zic să mergem toți la casele noastre. Nu știm dacă doar a vrut să ne sperie sau dacă are planuri mai mari. Toată lumea acasă, vorbim mâine, trebuie neapărat să mă gândesc la un plan ca să evadăm din locul ăsta. Pe bune, fraților, și pe bune, că, na, poate, deși că l-a dus prin tunelul ăsta, un tunel super ciudat, poate, na, au alte planuri și vor să vină cu toată mafia italiană acum. Așa că haideți să mergem acasă, să ne culcăm și mâine sperăm să facem un plan ca să scăpăm din coșmarul ăsta. Bună dimineața, frați și surori! Ce să vedeți, este o nouă zi de coșmar! Ei bine, aseară, după ce am ajuns acasă, m-am și pus în pat, însă înainte să mă colc, le-am spus la toți ce s-a întâmplat! Și băi, ce să vedeți, uitați-vă că Tănase, Ovidiu și Alex chiar au avut o idee bună când au zis să nu mergem acolo! Și m-am dus doar eu cu polițistul mai ca proștii, dar mulțumesc lui Dumnezeu că suntem în viață și că nu ni s-a întâmplat nimic rău! Acum, fraților, haideți să mergem la școală, pentru că mie să nu întârziem și să vedem la ce o să facem, băi, pentru că trebuie să găsim un plan. Voi nu realizați, noi acum știm că mafia italiană e după noi, știm că ei știu de existența noastră, sunt aici pe insulă, asta nu avem ce să facem, fraților, doar putem să ne rugăm să nu dea mașina peste noi, adică nu avem absolut niciun plan și nu știm ce să facem, suntem într-un ăsta, suntem blocați efectiv, am ajuns la finish, suntem blocați, Doamne ferește. Mamă, haide că eu o să mă duc la școală, cred că o să vin pe la ora 12. Marius, aseară când dormeam, am văzut ceva în pădurea din spatele casei. Parcă erau niște persoane îmbrăcate în negru care se uitau la casa noastră. Oh, nu. Nu sunt sigură dacă a fost real sau am visat. Crezi că suntem în siguranță aici? Fraților, nu o să o panichez pe mama. Așa că, mama, da, o să zic că suntem în siguranță aici, dar stai să mă uit să văd care-i treaba. Fraților, nu vreau să o panichez pe mama, să-i zic de toate chestiile astea. Sper că ea a lăsat ușa asta deschisă. Deci că a văzut pe cineva aici din partea asta? A văzut niște persoane îmbrăcate în negru? Bro, băi, asta e creepy, man. Bă, asta este direct creepy, fraților. Ok. Sper ca sângele ăsta să fi fost de la... Nu știu... Nu, sper să nu fie ceea ce cred eu, fraților. Poate a fost o oaie care s-a lovit, Doamne ferește. Sper să o găsesc, să o... Cum îi zice, să... Să o vindec, dar... Na, băi, cine băi pe aici, fraților? Deci, aici vă... A, ba nu, mamă, credeam că am văzut o pată nouă de sânge, dar de fapt erau deja petele pe care le-am văzut. Uite aici, pete noi de sânge. Ok, deci în pădurea asta se află pete de sânge. Nu vreau să mă duc mai sus, îmi e frică că o să găsesc ceva care o să mă traumatizeze, așa că haideți să mergem la școală. Bun, băi, fraților, deci v-am zis, deja nici măcar nu mai e vreo, nu mai e ceva de mirat, nu mai e ceva wow, ceva șocant. Știm că mafia italiană e aici și că se uită la noi. Dar ce putem face, bro? Nu putem face absolut nimic, amen, efectiv, suntem terorizați de mafia italiană și nu avem ce să facem. Asta este chiar foarte, foarte creepy, dar sper ca astăzi, deci Doamne ajută astăzi când ieșim de la școală. Deci acum mergem acolo, stăm la școală câteva ore și când ieșim să fie polițistul mai și să zică: băi, fraților, am găsit un plan. Și să ne zică planul și să evadăm din coșmarul ăsta. Asta ar fi cel mai bun scenariu. Însă, bănuiesc că nu o să se întâmple, dar în fine. Așa că haideți să mergem acum la școală. Eu v-aș lua o gen pe scurtătură, vă dați seama, dar na, asta e regula, nu e pe scurtătură. Pentru că, na, nu știi niciodată ce se poate ivi, ce ne te poate aștepta în pădure sau pe scurtăturile astea, pe drumurile astea. Bun, haideți, fraților.
fraților, să îmi las, uite, o să-mi las scuterul chiar aici, sper să nu se întâmple nimica, și să mergem în clasă. Dar uite, haide să o luăm pe aici, băi și fete, să o luăm prinăuntru școlii, să mergem în clasă. Am avut impresia că deja le-am văzut numele colegilor mei pe acolo. Deci trebuie să o luăm pe aici la dreapta, let's go. Mamă, băi, avem o școală foarte frumoasă. Chiar dacă suntem terorizați de mafia italiană, măcar avem o școală frumoasă. Let's go, cred că pe aici trebuie să o luăm, nu pe holul ăsta. Da, bun. Hai să vedem. Ca de obicei fac, pare că sunt ultimul și că toată lumea se află în clasă. Bro? De ce sunt toți colegii mei afară din clasă? Bro, e închisă ușa, bro, n-a deschis doamna de servici? Ce faceți, băi? Băi, Alex frățiorul, de ce nu sunteți în bună dimineața, în primul rând? Și de ce nu vă duceți în clasă? Neața Marius, nu intra în clasă, deja l-am sunat pe polițistul Mikey pe drum. Ce? Tănase, ce? În clasă e ceva ciudat. Ce e ciudat mai exact? Aseară cred că a intrat cineva în școală prin efracție și a făcut asta. Ce să facă? Mamă, îi sânge pe... Ai avut un coșmar aseară, Alex? What? Fraților, în clasa noastră sunt sânge și semne? Ce ai bai acolo, Alexia? Ești pe proprie răspundere. Mai bine nu intra, Marius, nu că intru. Las că vine polițistul, mai suntem bine. Wow, băi, și aici e sânge pe jos și sunt semne. Ai avut un coșmar aseară, Alex? De ce nu vă vedeți de treaba voastră? Îmi place să privesc oameni când dorm. Numără până la 7 cu mine. Lorena Sforăi. Oare când o să muriți? Băi, ce-s cu semnele astea, bro? Ovidiu, cioc, cioc, vine moartea. Câteodată vorbește în somn Marius. Băi, băi, fraților, oare ce a zis mama seară? Gen, nu era un vis, era 100% real? Bă, ăștia s-au uitat la noi când dormeam? Tănase, dacă ai ști ce față ai când dormi. El are față de prost întotdeauna. Ok, hai să nu deviem de la subiect. Dorm frumos, Alexia. Băi, băi și fete. Băi, ce e asta, mei? Ce s-a întâmplat cu sala noastră de clasă? Nu, că trebuie să vină polițistul mai ca să calmăm spiritele. Bun, frați și surori, nici măcar n-au trecut 5 minute și uitați-vă că a venit și polițistul Mike și el a fost la fel de șocat ca și noi de ce a găsit aici, bro. Oh my god, deci, băi, arată super, super ciudat. Doamne ferește copii, locul ăsta arată ca un cadru de filmare pentru filmele horror. O să vă spun ce v-am spus și aseară, mergeți acasă. Cred că se apropie momentul în care mafia italiană va ataca. Mergeți acasă, stați undeva în siguranță și așteptați un telefon de la mine. O să reușim să ieșim din încurcătura asta. Băi, da, polițistul Mike, frate, băi, eu înțeleg ce vrea el. El vrea să ne ținem pe toți, gen, în siguranță. Ne spune să mergem acasă, nu știu ce. Dar eu nu pot să stau, fraților, acolo. Știm că mafia italiană vine după noi, gen, nu pot să stau așa și să aștept să vină el cu un plan. Dar na, îl ascultăm pe el, frate, vă dați seama că acum ce mai bine ar fi să stăm acasă, să stăm la noi acasă în siguranță, să nu ni se întâmple nimica. Alex, frate, ce zici? Mergem acasă? Marius, am o idee. Acum că mergem acasă, haideți să facem grupul clasei unde să ținem legătura. Să fim siguri că toată lumea e în regulă ca să nu ne panicăm degeaba. Hopa! Ok, o idee foarte bună, fraților. Facem grupul clasei, gen pe Messenger sau pe Instagram, vedem noi, și ținem, sau pe WhatsApp, și ținem evidența acolo. Vorbim acolo, let's go. Păi hai că eu plec acasă. Îmi sună foarte bine această idee, eu mă duc acasă că nu mai pot de frică. Bun, Lorena, ciao, ciao. Am stat la școală 5 minute. Bine, colegilor, vorbim pe grupul clasei, așteptăm telefonul dumneavoastră, domnule polițist. Deci, fraților, mergem acasă și așteptăm să sune polițistul Mike și până atunci stăm și vorbim pe grupul clasei. Bă, băieți, haideți să mergem toți acasă, așa a zis polițistul Mike, și o să se facă un grup al clasei, unde o să ținem legătura până când ne dă un telefon polițistul Mike, ca să vedem ce a mai aflat. În sfârșit o să avem și noi grupul clasei, frate. Vezi, în orice rău există și un bine.
Deci, mie nu vine să cred că Tănase... Deja nu mai zic nimic, fraților. Nu mai zic nimic. Deci, bă, băiatul ăsta e atât de prost. Zice că în orice rău este și un bine. Adică e rău ce ni s-a întâmplat, dar e bine că în urma lucrurilor care ni s-a întâmplat, da? Sânge pe jos și semne de amenințare. Bine că am făcut grupul clasic. Bă, care asta, știi ce zic? Ovidiu, hai că plecăm. Ok, Marius, ai grijă de tine. Vorbim acolo și așteptăm telefonul de la polițistul Mike. Bun, haideți să plecăm, fraților. Haideți să o luăm pe... Nu, mi-e frică, vreau. Mi-e prea frică să iau pe partea asta. Gen, acum că știu ce s-a întâmplat, vreau să mă duc numai pe locuri și pe drumuri publice, gen, unde mă pot vedea camerele de supraveghere, unde mă poate vedea toată lumea, și ce zic, ca să nu fie vreo, problemă. Haideți să mergem acasă și stăm acolo pe grupul clasei. Sper să mă bage Alex în grupul clasei, să nu cumva să uite sau ceva de genul. Și Doamne ajută, băi, repet, când am venit la școală, planul era să stăm 4 ore și după când venim de la școală să găsească domnul polițist, uite, că o să iau o trotinetă de asta, să găsească domnul polițist o rezolvare. Acum s-a schimbat planul, fraților. Nu mai stăm la școală, am stat 5 minute, după cum a zis și Lorena, mergem acasă. Dar în continuare sperăm ca polițistul Mike să-și facă treaba de polițist și să vină cu ceva plan de salvare. Dar știi ceva, nici măcar nu mai țin cont de nicio regulă. O să iau pe aici, fraților, puțin prin pădure, ca să ajung mai rapid la mine, la mine acasă. Let's go, hai să vedem. Mamă, băi, deci nu știu, am așa un sentiment super ciudat. Am gen pe bun, un sentiment super ciudat. Bun. Hai să vedem. Ok. Nu știu ce-i cu asta aici, fraților. Eu azi dimineața mi-am luat trotineta. Ok, ciudat. Lasă asta aici. Nu o să pun prea multe întrebări. O să mă duc direct în casă. Let's go. Iată-o și pe mama. Băi, fete, o să mai întreb pe mama dacă a mai văzut ceva, dacă a mai văzut ceva în spate. Mama, a venit rapid la școală, s-au anulat orele, e o poveste foarte complicată. Ai mai avut probleme? Gen, ai mai avut probleme cu oamenii negri din pădure, gen? Sau crezi că a fost un vis? Marius, maică, cum ai venit așa rapid de la școală? Da, n-am mai văzut nimic momentan, e totul bine. Am înțeles. Păi, fraților, eu o să mă duc sus în camera mea și o să aștept mesajele pe grupul clasei și telefonul de la polițistul Mai. Băi, oamenii mei, sunt plictisit rău de tot, fraților. Au trecut deja câteva ore și n-am primit niciun telefon de la polițistul Mike, dar avem niște mesaje pe grupul clasei, așa că haide să le citim. Alex spune, a primit cineva un semn de la polițistul Mike? Deja au trecut câteva ore. Băi, eu personal nu. Tănase spune, am încercat să-l sun în zadar, iară face ca data trecută și nu răspunde la telefon. Da, fraților, n-ar trebui acum să ne panicăm, da? Deci, băi, chiar dacă a zis că o să așteptăm un telefon de la el, n-ar trebui să ne panicăm că nu ne sună, că știți că acum câteva zile a făcut la fel și, mulțumim lui Dumnezeu, totul e bine. Ovidiu zice, eu zic să așteptăm, nu vă panicați. Alexia, nu se panichează nimeni, tu te panichezi, m-am sper să nu se certe ăștia. Lorena zice să mai așteptăm câteva ore. Da. Haideți, fraților, să mai așteptăm încă câteva ore. Fraților, mă uit pe fereastră și deja s-a făcut seara și în continuare niciun semn de la polițistul Mike. Dar desigur că sunt mesaje noi pe grupul clasei. Hai să vedem. Ovidiu zice, băi oamenilor, ați auzit ceva de polițist? Deja s-a făcut noaptea afară, mă sperie omul ăsta. Tănase zice ca data trecută, zic eu, bă, face ca data trecută și nu răspunde la telefon, nu are rost să ne îngrijorăm. Băi, eu zic la fel, dar acum n-avem ce să facem, stăm toată noaptea aici. Lorena zice, da mă băieți, calmați-vă, pe mine m-a și luat somnul. Alexia zice, Lorena, poți să vin pe la tine? Băi, n-ar fi o idee atât de bună. Alex zice, fraților, cred că avem o problemă. Veniți urgent la mine acasă, urgent, urgent. Ok. Băi, de ce a scris? De ce a scris de 3 ori urgent, fraților? Ce s-a întâmplat? Mamă, o să ies puțin afară, vreo 30 de minute. Marius, unde mergi afară la ora asta? E periculos. Stai liniștită că o să mă întorc. Băi, fraților. Băi, și mi-a dispărut asta, man. Erau două aici, oh my god. Bun, haideți să mergem la Alexa acasă. Uiteți-vă, fraților, că a zis veniți urgent la mine acasă, urgent, urgent. Adică a zis urgent de 3 ori. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu care-i treaba cu el. Dana, sper că n-a descoperit ceva. În continuare, niciun mesaj de la polițistul Mike, fraților. Sper să nu fie vreo capcană sau vreo farsă.
Doamne ferește, vă dați seama, în momentul de față, mamă, uite o oaie acolo, bă, întotdeauna m-am speriat de oi, dar vă dați seama, fraților, în situația în care suntem noi aici, să facă cineva o farsă, efectiv, o să-l urăm toată viața. Bun, haideți că imediat ajungem în oraș. Mamă, ce mișto e vila asta. Oare a cui e vila asta, fraților? Cred că e a primarului, dacă nu mă înșer. Dacă nu mă înșer, cred că e a primarului, care știți că este plecat cu afaceri, bro. Oh, și astăzi a trebuit să revină șeriful pe insulă, nu? Gen, cred că deja a revenit șeriful pe insulă. Sper ca polițistul Mike să nu fi dat niciun semn de suspiciune. Bun. Ia uite-l pe Alex, fraților. Let's go, hai să vedem. Alex, frățioro, care-i treaba? Alex, ce s-a întâmplat, băi, că m-ai speriat rău de tot. Ai zis să venim urgent, urgent, urgent la tine. Marius, uite ce am găsit în fața casei. Nu-mi place. Nu-mi place când spune chestia asta. O carte cu... cu off. Sunteți speriați? Credeți că v-ați pierdut prietenul polițist? Off, căutați la benzineria abandonată. What? Ce-i cu cartea asta, fraților? V-ați pierdut prietenul polițist, căutați la benzineria abandonată. Bă, ia stai, unde-s ceilalți? Haideți, fraților, că s-au unit și 5 gang aici. Ok, nu 5 gang, că de fapt suntem 6. Dar băi, ce-i cu cartea aia, man? Cum adică v-ați pierdut prietenul polițist, căutați la benzinărie? Băi, credeți că polițistul Mike a fost răpit, bro? Hai să mergem la benzinărie, man, hai să mergem toți! Marius, tu nu te gândești că poate să fie o capcană? Cui pasă? Adică polițistul mai probabil e răpit. Eu nu cred că ar trebui să mergem acolo. Poate domnul polițist este în regulă. Nu. Dacă era în regulă până acum suna, frate, crede-mă, Alex. Băi, nu știu dacă e cea mai inteligentă mișcare să mergem fix unde ne spune inamicul. Bro, veniți-mă la benzinărie. Înțeleg că e viața polițistului în joc, dar totuși, tăiați măcar tu. Dacă e tot insiști, du-te singur. Și eu aș veni, dar mi se face rău de la mirosul de benzină. Băi, ce vrăjeală proastă, bă, tănase, băi. Deci uite, alt exemplu că ești foarte prost. E o benzinărie abandonată. Da? Nu mai e benzină acolo. Că nu mai sunt pompe de benzină, nu mai e nimic. E abandonată. Cum adică ți se face rău de la mirosul de benzină? Deci nu că mă enervez cu voi. Fetelor, hai măcar voi cu mine. Doamne, poate cineva are chef de farse. Lorena, ești ultima mea speranță. Hai de la benzinărie. Are dreptate Alexia. Bun. Să știți că sunteți niște lași toți. Da, vă iert. De data asta vă iert. De data asta e singura dată când vă iert. Da, eu o să mă duc singur. O să mă duc singur și o să văd ce o să găsesc acolo. Doamne ferește, poate ca data trecută cu Alexia și cu, cum îi zice, și cu Lorena. Și polițistul Mike chiar are nevoie de ajutorul meu, fraților. Haideți să mergem la benzineria abandonată. Da, deci toată lumea să fie pe față că mergem la benzineria abandonată. Ok, deci trebuie să o luăm în partea asta. Deci mergem tot în față și după la dreapta. Și că acolo ar trebui să găsim ceva, practic, nu? Cam asta spune, că la benzineria abandonată trebuie să găsim ceva. Hai să vedem. Am și puține emoții, fraților. Nu vreau să vă mint, să vă zic că n-am nicio emoție. Chiar am destul de multe emoții. Dana, hai să vedem. Bun. Hai că am ajuns la benzinărie. Asta e benzineria abandonată. Ok. Momentan nu e nimic aici. Nimica gen să nu mai fi văzut înainte. Envy-ul ăsta nu știu dacă era aici sau nu. Hai să ne uităm în barrel-uri. Fraților, sper că nu a fost o capcană și că m-au ademenit aici doar așa. Băi, fraților, ce se întâmplă? Opa, o carte. Salut, Marius! De unde știe că sunt... Cine-i persoana asta și de unde știe că sunt eu aici? Fraților? Nu, că vreau să ies din locul ăsta. Vreau să ies din locul ăsta că îmi dă așa... Îmi dă un vibe prost. Hai să ne îndepărtăm puțin, să mergem aici pe mijlocul drumului măcar. Ce se întâmplă, fraților? Ha, știam eu. Știam că o să vii doar tu, Marius, pentru că ceilalți sunt niște lași. Haide, mută pagina să-ți vezi prietenul. Cum adică?
Bro? Ce-i cu poza asta pixelată? Fraților, vedeți ce văd și eu? Cumva aia o încăpere în care e sânge pe jos și e polițistul Mike acolo, adică e foarte pixelat totul și nu se vede. Băi, cumva polițistul Mike a fost răpit? Bine v-am găsit la cel mai nou episod din Minecraft Viața la Școală! Din momentul de față, băieți și fete, eu împreună cu prietenii mei suntem în cea mai mare alertă în care am fost vreodată în viața noastră. Ei bine, fraților, știți și voi ce s-a întâmplat? Polițistul Mike a fost răpit de către mafia italiană, iar eu am aici cartea cu dovezile, adică cartea care arată poza în care polițistul Mike este răpit. Și chiar acum, fraților, o să mă duc la apartamentul prietenilor mei și o să le arăt chestia asta, pentru că știți că eu am venit singur la benzinărie pentru că lor le era foarte frică și într-un fel mafia italiană știa că o să vin singur, pentru că această carte se numește Salut Marius. Eu nu știu, fraților, dacă ei știau că eu o să vin singur aici sau că, gen, au niște camere, bro, dar nu cred. Să ne mai uităm puțin pe aici, fraților. Chideți că au camere de supraveghere ca să vadă cine intră în benzineria abandonată. Dar cine n-aibă ar avea camere de supraveghere într-o benzinerie abandonată? Deci, băi, totul este foarte, foarte ciudat. Ia să mă uit așa, gen, în jurul benzineriei. Nu, fraților, nu este nimica. Cumva ăștia știau că eu o să vin singur și că prietenii mei sunt niște lași. Vedeți că scrie și aici. Știam că o să vii doar tu, Marius, pentru că ceilalți sunt niște lași. Asta înseamnă că mafia italiană se joacă, fraților, cu mințile noastre și vedeți că știu ce fac, adică câștigă. Bun, hai să merg înapoi la prietenii mei și să le dau vestea. Nu știu cum o să reacționeze, fraților. Eu încerc să mă păstrez destul de calm, chiar dacă probabil pare că sunt panicat. Credeți-mă că aș fi mult mai panicată, dar încerc să mă păstrez destul de calm. Până la urmă, polițistul Mike a fost răpit. Până acum, fraților, n-am mai rezolvat vreun caz de genul fără polițistul Mike, man. Și este un caz foarte, foarte greu pentru că e vorba de mafia italiană. Haideți să mergem acolo, gen, i-am lăsat pe toți aici. Sper că, Doamne ferește, n-au fost și ei răpiți. Uite aici că sunt aici. Bun, hai să las asta aici și să le dau vestea. Mamă, fraților, nici măcar nu știu. Nu știu cum să intru înăuntru și să le spun, fraților. Ok, hai să mergem, let's go. Salut, prieteni. Am fost la benzinărie și am găsit această carte. Și vă rog să nu vă panicați. În cartea asta scrie că polițistul Mike a fost răpit și sunt și niște poze din celula lui, bănuiesc. Deci polițistul Mike este răpit. Întrebarea mea este ce facem în continuare. Oh my god, știam eu că s-a întâmplat ceva grav. Acum că polițistul Mike e răpit, noi ce putem să facem? Suntem în cel mai mare pericol din viața noastră. Poate până acum l-au și omorât. Alex, frățiorul, te rog să nu fii pesimist și te rog să nu te duci chiar atât de departe. Hai să ne gândim că polițistul Mike este acum doar răpit și este undeva, suferă, dar na, până la urmă este în viață. Ovidiu, tu ai cumva niște propuneri? Bun, haideți să ne calmăm. Știu că este foarte greu să vă cer asta în situațiile de genul, dar trebuie să o facem. Haideți să urmăm regulile pe care ni le-a spus Mike. Haideți să mergem toți acasă ca să fim în siguranță, cum a făcut și Lorena, care s-a dus să se culce. Ah, da, bro, mamă. Nici n-am observat, fraților, Lorena nu e aici. Lorena s-a dus să se culce, bro, și s-a dus singură. Mâine o să părăsim insula asta. Trebuie să găsim o metodă să plecăm, că dacă nu suntem ca și morți. Wow, wow, video frățiorul, băi, îmi place cum gândești și eu aș vrea să părăsim insula, dar nu știu cât de posibil e chestia asta mâine, gen, cum zici tu. Da, na. Acum, cum credeți voi, Tănase? Poftim, mâine părăsim insula? Adică nu mă înțelegeți greșit, normal că vreau să facem chestia asta, dar cum o facem? Suntem efectiv capturați aici în mijlocul oceanului. Nu credeam că o să-i dau dreptate lui Tănase, fraților, dar gen are dreptate. Alexia, tu ce zici? Doamne, o să murim pe insula asta, nu-mi vine să cred. Haideți să mergem cât mai rapid acasă, să nu fim și noi, Doamne ferește, răpiți. Ne vedem mâine la școală, cum a zis și polițistul Mike, ne vedem de viață ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Da, fraților, știți că polițistul Mike a zis că asta este cea mai importantă chestie, să ne vedem de viață ca și cum nimic nu s-a întâmplat, gen, să dăm impresia că noi de fapt nu știm că a fost răpit, chiar dacă există cartea aia acolo la benzinărie. Și ce zic? Sau de fapt, fiți atenți, fraților. Deci
Deci, haideți, ne vedem mâine la școală. Fiți atenți ce o să fac. Dacă cumva mafia italiană nu are camere acolo la benzinărie, eu o să mă duc și o să las cartea asta tot acolo, gen o să o las în același loc, ca să nu-și dea seama că am luat-o, fraților, știți? Ca să nu știe ei că noi știm că polițistul Mike este arestat. Nu știu dacă are sens ceea ce zic, dar trebuie să... O ținem numai așa, față, trebuie să o ținem low-key, cum se spune, ok. Hai să ducem asta înapoi la benzinărie și după, fraților, vom merge acasă, pentru că mâine trebuie să începem o nouă zi. Va fi o nouă zi fără polițistul Mike, o nouă zi în care, Doamne ferește, polițistul Mike s-ar putea să aibă de suferit, dar, până la urmă, e bine. Îmi amintesc și de unde am luat, uite, fix de aici, cred că am luat asta. Hai să o lăsăm aici, frate. Nu știu dacă acolo sau din partea cealaltă. Na, oricum sper să fie bine. Și haideți să mergem acasă. Acasă, frate, când o să ajung, o să-i dau și vestea mamei că polițistul Mike a fost răpit. Știți că îi ascund foarte multe chestii în ceea ce privește asta cu infracțiunile și cu siguranța noastră. Doar că asta nu mai poți să-i ascund, fraților. Deci asta chiar este o lovitură foarte mare pentru echipa noastră, dacă putem spune așa. Și haideți că o iau și pe aici. Știi ce zic? O iau și prin de-astea, că nu mi se întâmplă nimica. Băi, trebuie să fim curajoși, bro. Trebuie să fim curajoși dacă vrem să avem o șansă de supraviețuire în fața mafiei italiene. Ok, hai să-mi las asta aici și să-i zic mamei. Let's go. Salut, mama! Am venit acasă și vreau să-ți dau o veste. Nu vreau să te panichez, însă tocmai ce am aflat că polițistul Mike a fost răpit de mafia italiană. Eu acum o să mă duc în cameră și vreau să te comporți ca și cum nimica nu s-a întâmplat, pentru că nu putem atrage suspiciunea asupra noastră. Poftim, a fost răpit, asta înseamnă că noi urmăm. Te rog să nu mai fii pesimistă. Bun, fraților, haide să mergem sus în cameră și să ne culcăm, fraților. Și vedem mâine ce o să facem la școală. Bună dimineața, băieți și fete. Tocmai ce mi-a sunat alarma și știți și voi că trebuie să continuăm să ducem o viață normală. Așa că o să ignorăm faptul că polițistul Mike a fost răpit și o să mergem la școală. Deci, băi, fraților, n-am absolut niciun chef de școală, doar că astăzi, până la urmă, este ziua cea mare. Este ziua în care trebuie să plecăm de pe insula asta, cum a zis și Ovidiu. Însă nu știu cum putem să facem un plan ca să ieșim de aici. Sper ca băieții să aibă niște idei când mă duc la școală. Mamă, să știi că o să mă duc acum la școală. Marius, crezi că e o idee bună să mergi acum la școală? Nu crezi că te supui la prea multe riscuri? Băi, mamă, ți-am mai zis și azi dimineață, trebuie să ducem o viață ca și cum asta nu s-a întâmplat, ca să nu-și dea seama ăștia din mafia italiană. Băi, băieți și fete, când am ajuns aseară acasă... De ce sunt două de-astea? Ok, foarte, foarte ciudat. Când am ajuns aseară acasă, planul meu era să stau în pat și să mă gândesc, gen, înainte să adorm, la un plan de evadare de pe insula asta. Dar vă dați seama că am adormit instant și nu m-am mai gândit la absolut nimica. De fapt, nu vă dați seama, vă spun eu acum. Însă sper că băieții s-au gândit la ceva, fraților. Adică eu chiar nu am nimica. Adică nu am nicio idee cum putem ieși de aici. Dar poate, na, băieții și fetele, Lorena, Alexia, cine știe, poate s-o gândi la un plan mai bun și o să putem să ieșim de pe insula asta blestemată, fraților. Efectiv, am venit aici crezând că o să fim în siguranță și uitați-vă ce se întâmplă, fraților. Polițistul Mike a fost răpit de mafia italiană și am stat și m-am gândit la o chestie, fraților. Vă dați seama, gen, că polițistul a fost răpit fix el din toți, ce să vezi? Fix pentru faptul că este cel mai puternic, practic, dintre noi, gen, este polițist, adică... Avem nevoie de el ca să dăm jos mafia. Nu să o dăm jos, că n-avem cu noi să facem chestia asta, dar gen să supraviețuim, practic, ok? Hai să intrăm în școală, fraților, și să mergem la noi în clasă. Let's go! Sper că Ovidiu s-a gândit la un plan, că el era ăla care zicea că, băi, trebuie să plecăm mâine de pe insulă. Așa că nu cred că aseară a adormit, a închis vreun ochi fără să nu aibă măcar o idee mică despre planul de plecare. Ok, haideți să mergem la noi în clasă, fraților, let's go! Uite, acum văd și astea, ok. Ia uite că e deja lumea în clasă, fraților. Vă dați seama, na, că eu am fost întotdeauna sunt ultimul. Dar Lorena nu e în clasă. Bro, n-am zis să venim toți la școală. Ce s-a întâmplat? De ce nu e Lorena în clasă, fraților? Bună dimineața, Alex, unde-i Lorena? Bă, Marius, urmează să zic ceva, dar te rog să nu te panichezi. După cum vezi, Lorena nu e la școală. Azi dimineață nu a venit cu Alexia și nici nu răspunde la telefon sau mesaje.
Nu știu să spun dacă a fost răpită sau dacă doarme și are telefonul pe silențios. Oh my god, fraților. Bro, și Lorena? Prima dată polițistul, maică, acum Lorena? Ovidiu, tu ce zici, frate? Eu sincer cred că știm toți ce s-a întâmplat, doar că nu vrem să acceptăm adevărul. De ce au fost răpiți fix polițistul Mike și Lorena? Bă, eu nu cred, fraților, gen, adică, na, adineaur, acum un minut am zis că am eu așa o teorie de ce a fost polițistul Mike răpit primul. Dar acum cred că efectiv răpesc pe cine apucă, pe cine prind singur, Tănase? Eu zic să nu fim pesimiști, trebuie să mergem să o găsim, nu putem să lăsăm lucrurile așa. Dar cum facem asta, fraților? Alexia, ai vreo idee? Băieți, nu vă gândiți la cele mai proaste scenarii. După ora asta o să-mi iau ghiozdanul și o să mă duc eu la ea acasă. Și o să vedeți că pauza viitoare o să vin cu ea la școală și că o să fie în siguranță. 100% doarme acum și are telefonul pe silențios. Lorena e genul de om care să facă asta. Doamne ajută! Băi, dacă zice Alexia, care e prietena ei cea mai bună, că ea e genul de om care să-și uite telefonul pe silențios și să adoarmă. Acum nu știu ce să zic, fraților, până acum Lorena n-a mai întârziat la școală pentru că a avut telefonul pe silențios și n-a auzit alarma, gen. Dacă zice Alexia, o să o cred, așa că, fraților, o să mă pun în bancă. O să se ducă Alexia, fraților, pauza viitoare acasă la Lorena ca să vadă dacă e acolo și să o aducă la școală. Și na, sperăm ca pauzele viitoare să o vedem pe Lorena la ea în bancă, unde practic este locul. Fraților, au trecut 4 ore. Deja s-au terminat toate orele de la școală și fetele nu sunt aici, fraților. Și ghiciți ce? Nici Alexia nu mai răspunde la mesaje și la telefon. Băi, ce se întâmplă? Băi, mă simt ca într-un film horror. Ce naiba se întâmplă? De ce nici Alexia nu mai răspunde acum? Bă, băi, ce facem? Bă, au trecut 4 ore, s-au terminat orele și fetele tot nu s-au întors la școală. Ce facem acum? Ne vedem de drumul nostru sau mergem la ele să vedem ce s-a întâmplat? Dacă mergem la ele, mergem toți 4, nu mergem pe rând cum au mers ele, bro. Știu că o să spuneți rău că sunt pesimist, dar sper să nu se fi întâmplat lucrul pe care l-am eu în minte. Și am același lucru în minte, fraților, că și Alexia a fost răpită. Eu zic să dăm o vizită pe la ele, până la urmă suntem 4, nu mergem singuri. Hai să mergem acolo, doamne ajută să le găsim acolo. Bun, fraților, haideți să mergem unde stă Lorena și Alexia, pentru că apartamentele lor sunt unul lângă altul. Bun, băieți și fete, ne-am luat trotinetele și am ajuns aici. Deci ăsta este apartamentul Alexiei, fraților, ăsta cu roz, și ăsta cu albastru este al Lorenei. Și la Alexia este ușa deschisă, fraților. Și după cum puteți vedea, ele nu sunt aici. Însă urmează să mă duc eu înăuntru, pentru că dacă cumva e o capcană sau ceva de genul, să nu mergem toți, o să mă sacrific eu pentru grup. Băieți, așteptați aici că urmează să intru în apartamente. Ele nu sunt aici, dar poate o să găsesc ceva înăuntru. Nu știu, man, mamă, boys, ele nu sunt aici, man, ce naiba se întâmplă, ok. Hai să vedem. Deci, momentan în apartamentul lui Alexia, fraților. Oh my god, ok, SNG pe jos, bro, nu. Oh my god, ok, hai să mergem mai sus. Băi, am găsit sânge pe jos, fraților, asta e baia. Mergem efectiv în fiecare cameră. E sânge pe pat, bro, oh my god, sânge pe pat și pe podea, oh my god. Aici nu-i nimica. Ok, deci aici nu mai... Și aici-i sânge. Băi, o pată de sânge la fiecare etaj. Bun, fraților, deci în apartamentul Alexiei, unde ea nu se află în momentul de față, e foarte mult sânge. Hai să mergem și în apartamentul Lorenei, unde, după cum puteți vedea, e ușa închisă, fraților. Adică aici s-ar putea să nu fie nimic, știi, zic, poate doar la... Voiam zic că poate doar la Alexiei, de uite și aici sânge pe jos. Bro, what? Băi, fetele au sânge în apartament, fraților. Oh my god, și cât sânge... Oh my god. Bro, cât sânge are Lorena. Bă, la ea e sânge peste tot. Man, bă, ce naiba se întâmplă? Ok, fraților, deci au sânge în apartament și ele nu sunt aici, man.
Efectiv, s-au dat dispărute, nu sunt aici, bro. Ok. Băieți, avem o veste foarte proastă. Am intrat în apartamentele lor și e sânge peste tot. La Alexia mai puțin și la Lorena mai mult. Ce facem? Oh my god, poftim. Asta înseamnă că și ele au fost răpite? Da, sperăm că au fost doar răpite și că nu au fost ucise sau ceva de genul, având în vedere că e sânge pe jos. Dar da, cam asta înseamnă. Fraților, eu îmi dau seama de ceva aici. Suntem răpiți pe rând și asta înseamnă că noi urmăm. Doamne, știam eu că se apropie ziua asta. Băi, Alex, nu-ți pierde speranța, frate. Astăzi trebuie să plecăm de pe insulă, neapărat. Ovidiu, ai vreo idee? Bă, alo, calmați-vă. În momentul de față e prea riscant să mai stăm pe străzi. Haideți toți la casele noastre și discutăm pe grupul clasei ce urmează să facem. Astăzi trebuie să părăsim insula asta cu sau fără ei. Băi, ia stai puțin, fă-ți, eu nu plec de aici fără Lorena și Alexia, man. Nu putem să le lăsăm aici. Nu e așa? Crezi că o să reușim să-i găsim, Marius? Poate nici nu mai sunt pe insulă, cine știe, nu mai fiți așa pesimiști. Bun, hai, mergem acasă și vorbim pe grupul clasei. Jesus, fraților, băi! Efectiv, și Lorena, și Alexia, și polițistul Mike au fost răpiți, bro. Deci acum noi o să discutăm pe grupul clasei și trebuie să venim cu un plan, fraților, ca să ieșim astăzi de pe insulă, în orele ce urmează, man. Pentru că dacă nu, noi urmăm. Pentru că ne ia pe rând, bro. Oare cine urmează? Oare care o să fie următoarea persoană răpită? Sper să nu fiu eu, fraților. Doamne ferește, ok. Hai că o să merg acasă și o să aștept să văd un mesaj de la băieți până la urmă. Gen, o să văd, gen, Ovidiu pare foarte, foarte convins că vrea să plece de pe insula asta și foarte hotărât. Așa că o să stau acasă cu telefonul în mână și o să aștept un mesaj pe grupul clasei de la el. Gen, să vedem ce o să zică. Sperăm să nu ia 10 zile. Și să fac un plan bun ca să ieșim de aici. Let's go. Hai să zic și la mama că am terminat cu școala. Let's go, fraților. Și să-i zic să... că na, trebuie să stea în casă că situația e foarte, foarte nașpa. Mama, nu l-am găsit pe polițistul Mike și s-au întâmplat foarte multe chestii ciudate. Eu acum o să mă duc sus în cameră. Te rog să stai aici și să nu ieși din casă. Ok, Marius, stai liniștit, că oricum nu mă duceam niciunde, am înțeles, fraților. Păi haideți că o să mergem sus și o să așteptăm mesajul lui Ovidiu. Inițial trebuia să așteptăm mesajul polițistului Mike, dar se pare că el a fost răpit. Așa că stăm aici și așteptăm mesajul lui Ovidiu. Frați și surori, am făcut o mare tâmpenie, am stat vreo oră cu telefonul în brațe așteptând un mesaj de la Ovidiu și ce să vedeți, mesajul ăla nu a mai venit, așa că am adormit, fraților, și am adormit așa de mult, încât afară, după cum puteți vedea, este aproape gen se lasă întuneric beznă, însă e bine, nici eu și nici mama, o vedeți acolo, nu am fost răpiți, doar că adineaur, acum 5 minute, am primit un mesaj pe grupul clasei, hai să vedem care-i treaba, frate, mamă, deci ce bine că nu s-a întâmplat nimic cât timp a dormit. Am avut foarte, foarte mult noroc, putem spune, fraților. Grupul clasei, Ovidiu spune așa: băieți, nu o să credeți ce a făcut prostul ăla de Tănase. Am vorbit cu el și mi-a zis că acum se duce până la magazin pentru că moare de foame, nu a mâncat nimic de azi dimineață. Așa și... eu am încercat să-i zic că acum nu e bine să iasă din casă, dar prostul nu a ascultat. Bro, cumva prostul de Tănase s-a dus la magazin acum, bro, când știe că dacă ești prins singur, ești răpit? Alex, acum ce să facem? Sperăm să se întoarcă cu bine. Hai să-l așteptăm. Corect, fraților, ce să și facem acum dacă ăla-i prost? Bun, hai să așteptăm să vină Tănase de la magazin să dea ok-ul că e în siguranță și că nu l-a răpit și pe el mafia italiană. Băieți și fete, cred că cea mai ușoară întrebare pe care puteți voi să mi-o puneți mie este: Marius, care este cea mai proastă persoană pe care o cunoști? Pentru că bănuiesc că toată lumea știe răspunsul și știe pe cine o să dau exemplu. Au trecut 2 ore, băieți și fete, și ghiciți ce? Niciun semn de la Tănase. Băi, fraților, prostul ăla a fost răpit de mafie italiană. Băi, efectiv, a strălit în capcana lor. Zici că e un șoarece care a văzut brânză pentru că i-a fost și foame în capcana aia de șoarece. El știa că e o capcană de șoarece, dar s-a dus să ia brânza.
Grupul clasei, Ovidiu, au trecut deja 2 ore, trebuia să revină în 15 minute. Cred că știm toți ce s-a întâmplat. Efectiv, fraților, am mai rămas doar eu, Ovidiu și Alex. Eu zic că trebuie să schimbăm tactica. Trebuie să fim uniți, să stăm toți în același loc. Eu acum o să merg la Alex. Marius, vii și tu? Alex, da, băieți, haideți la mine cât de rapid puteți. Bun, să mă duc și eu la Alex, fraților. Mă duc și eu, mamă, sper să nu fiu, răpit pe drum. Bro! Fraților? Unde-i mama? Bro, unde-i mama? Băi, am zis să nu plece niciunde. Fraților, unde-i mama? I-am zis să nu plece niciunde, băi. Băi! Ce se întâmplă, băi? Și fete, unde-i mama? Aici era ultima dată. Un chest. Nu-mi spune că mafia italiană a răpit-o pe mama cât timp ea stătea în casă. Deci da, băi, Ovidiu a zis bine, trebuie să fim uniți. Bro, ce naiba? Scrisoare. Tot în locul ăla, Ioana. Cum adică tot în locul ăla? La ce se referă Ioana tot în locul ăla? Se referă cumva la benzineria abandonată, fraților? Sau la locul în care a făcut casting pentru Hollywood? Oh my god, fraților, mama a fost răpită. Jesus, man! Ok, acum devine foarte personal, fraților. Trebuie să salvez pe mama. Deci toți au fost răpiți de mafia italiană, bro. Dar unde sunt, men? Sunt pe insulă? Credeți că toți ăștia, toți prietenii mei, toată lumea care a fost răpită de mafia italiană sunt pe insulă în continuare? Gen, voi ce credeți? Sau au fost duși undeva de pe insulă? Ok, haideți să mergem, fraților, la tot locul ăla. Adică la benzineria abandonată, cred eu. Dacă Ioana nu se află acolo, Ioana Carena este un pion al mafiei italiene, dacă nu se află acolo, o să mergem la locul unde a făcut casting pentru Hollywood. Pentru că, na, dacă nici asta nu e, habar n-am la ce se referă prin tot locul ăla. Deci n-are niciun sens. Nu e la benzinărie, fraților. Voi vedeți? Ah, ba da, e, ok. Uite pe Ioana, bro! Oh my god! Ioana, ce ai făcut? Unde sunt prietenii mei? Unde-i polițistul Mike? Unde-i mama? I-ai răpit pe toți? Salut, Marius! Poți să stai liniștit că nu o să te răpesc. Cel puțin nu acum. Ți-am mai zis, doar ne jucăm cu voi. Sunteți prea mici pentru noi. Polițistul Mike, colegile tale, colegul tău Tănase și mama ta sunt în același loc. Locul în care o să ajungeți și voi în curând. E doar o chestiune de timp, hi-hi-hi, ce-mi place să vă vânez. Bă, asta e psihopată, fraților. Ioana asta e o psihopată. Nu vreau să am nicio treabă cu ea, fraților. O să mă duc la Alex acasă, băi. Băi, ce psihopată, man. Fraților, unde poate să fie, man? Bun, băieți și fete, o să mă duc acum la băieți și o să le zic tot ce s-a întâmplat. Mamă, fraților, sper să ieșim cu viață din chestia asta. Băi, deci tare am impresia. Pentru prima dată în atât de mult timp, chiar simt cum suntem învinși. Bă, și suntem învinși pe bune, băieți și fete. Încep să-mi pierd speranța. Deja suntem toți răpiți, nu mai avem nicio șansă de scăpare, bro. Efectiv, nu mai avem nicio șansă de scăpare. Dacă vrem să scăpăm, trebuie să se întâmple un miracol. N-avem altceva, bro, un miracol. Mamă, ăștia sunt la ultimul etaj, mamă, credeam, uite, are și Ovidiu, măcar ei, fraților, sunt ok, ești nebun, hai să vedem. Mamă, să mergem sus cât mai rapid. Băi, băieți, nu o să vă vină să credeți ce s-a întâmplat, ghiciște, și mama a fost răpită și am primit un bilet în care îmi spunea să merg în tot locația aia, era un bilet de la Ioana și m-am dus la benzinăria abandonată și Ioana mi-a spus că mama, polițistul Mike, Lorena, Alexia și Tănase sunt în același loc, în locul în care urmează să fim și noi. Adică ne amenință că o să ne răpească și pe noi. Ce facem, bro? Efectiv, fraților, nu avem scăpare. Avem nevoie de un miracol. Nu avem scăpare în momentul ăsta. Oh my god, asta înseamnă că seara asta nu o să dormim. Băieți, dacă astea sunt ultimele momente pe care le avem împreună, nu începe, băi Alex. Să știți că ați fost cel mai bun prieten pe care am putut să mi-l doresc, nu începe că nu sunt. Vom sta aici toată noaptea, eu cel puțin mor de somn, dar haideți să încercăm să nu adormim. Și eu mor de somn chiar dacă am dormit, nu știu cum se face. Am închis toate ușile, ferestrele, ar trebui să fim în siguranță. Ovidiu? Nu, Alex, nu suntem în siguranță. Cred că ne vine și nouă vremea curând. Băi, Ovidiu, nu mai fi așa pesimist. Bun, deci băieți și fete,
O să stăm toată noaptea treji aici și o să încercăm, na, să nu fim răpiți de către mafia italiană. Mie mi-e chiar foarte, foarte somn, însă sper să nu adormim. Mamă, ce mă doare capul, fraților. Băieți și fete, ce s-a întâmplat? Unde sunt, bro? Am adormit, băi. Băi, am stat, frate, aproape 5 ore și am adormit, man. Și ne-a răpit mafia italiană, bro. Dar unde sunt? Oh! Oh! Ok. Salut tuturor. Băi, fraților, suntem toți în același loc. Ok, asta e foarte ciudat. Bun, avem aici o scară. Unde e Ioana sus? Băi, frate, ce se întâmplă? Ok, bun. Am fost răpiți, am fost capturați de mafia italiană. Asta e 100% sigur. Dar ce se întâmplă? Unde suntem? Ultimele 60 de minute? Bro, ce e asta? O carte de la Ioana. Haideți să o citim, fraților. Mua-ha-ha-ha. Bun, haideți să vă spun ce se întâmplă. Voi ați deranjat foarte mult mafia italiană în trecut. Mai exact, ne-ați deranjat prietenii, adică pe profesorul Steven. Iar pentru asta trebuie să plătiți, pentru că mafia nu iartă niciodată. Bro, dar ce am făcut? Profesorul Steven s-a luat de noi, fraților. Noi nu i-am făcut nimic al lui profesorul Steven. Mai aveți maxim 60 de minute de trăit. Am pus un timer, iar în mai puțin de o oră o să înceapă să curgă lavă din pereți și o să muriți înecați de lavă. Eu am fost pus aici ca să vă supraveghez, să fiu sigură că muriți și că nu mai aveți altă scăpare. Să nu cumva să mă deranjați Ioana. Fraților, ce mai putem să facem în momentul de față? Efectiv, ieși, abar n-am unde suntem, în ce subsol suntem, a început și ploaia. Ce mai putem să facem în momentul de față, fraților? Ioana aia acolo ne supraveghează, nu avem cum să ieșim din locul ăsta. Nu avem cum să facem nimica, bro. Efectiv, în 60 de minute o să murim. Doamne, nu, 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 Ovidiu? Până aici ne-a fost băieți, băi, nu, băi, nu. Tănase? Acum chiar că nu mai avem nicio scăpare. Băi, frate, nu poate să se termine totul așa. Polițistul Mike? Marius, aici chiar nu mai am ce să fac. Ioana e sus și se uită la noi. Probabil e și armată și are ordin să tragă dacă încercăm să evadăm. Aia e, trebuia să ajungem și în momentul ăsta odată și odată. Băi, nu. Frate, nu se poate termina totul așa, man. Lorena, îmi pare bine că v-am cunoscut. Fată, îmi pare foarte bine că te-am cunoscut, bro, nu. Alex, bro, spune-mi că măcar tu nu ți-ai pierdut speranța. Bă, Marius, chiar ai fost un prieten bun. Băi, fraților, nu se poate termina așa totul, man. Nu se poate termina așa totul, bro. Ultima noastră șansă ar fi ca această doamnă Ioana, pe care eu nu am văzut-o în viața mea, dar se pare că urmează să mă moare. Cum n-ai văzut-o, bro? A, Alex, n-am văzut-o până acum pe Ioana, că n-a fost atunci la Hollywood. Să aibă omenie în ea și să înțeleagă că noi suntem nevinovați. Poți să mergi să vorbești cu ea, băi... Am și găsit persoana care să aibă omenie, persoana care conduce o mafie și face parte din liderul unei mafii. Dar până la urmă, fraților, ce pot pierde? Poate să mă moare că oricum oră 60 de minute. Hai să mă duc la ea, a zis să nu o deranjez. Ioana, băi Ioana, te rog eu, știu că ai zis să nu te deranjăm, dar te rog eu. Băi, noi n-am făcut absolut nimica. Profesorul Steven a încercat să ne omoare, noi nu l-am deranjat cu nimica prima dată. El a încercat să ne facă ceva și acum el e prieten cu voi și voi încercați să ne omorâți. Noi n-am făcut absolut niciun rău. Pe bune. Bă, ce scrie în cartea aia? Nu ți-am zis să mă las în pace? Hai jos, în câteva minute vin să vă spun ultimele cuvinte și să dau drumul la lavă. Adică în 60 de minute. Bun, fraților, se pare că, na, astea urmează să fie ultimele 60 de minute din viața noastră. Băi, 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 fraților, ia stați puțin! A coborât Ioana și au trecut abia 30 de minute. Băi, Ioana, dacă tot murim, măcar fi și tu om de cuvânt, că scrie pe semnul ăsta ultimele 60 de minute! Băi, ce faci, băi, acum dai drumul la lavă? Bro, au trecut doar 30 de minute, fraților!
Of, cât ghinion pot să am. Tocmai ce am fost sunată de la conducere și trebuie să plec chiar acum, deci nu o să am satisfacția să vă văd cum ardeți de vin lavă. De ce am scăpat? Dar stați liniștiți, chiar acum asistenta mea e pe drum și ea urmează să facă lucrul ăsta. Mai aveți fix 30 de minute. Fraților, niciun miracol nu ne poate salva. Efectiv, am zis că ne poate salva un miracol, gen să vină telefonul, na, telefonul salvator. A venit telefonul salvator, dar tot nu e telefonul salvator. Bro, asistenta mea e de vârsta voastră, dar stați liniștiți, are sânge rece. Nu o să se lase impresionată de plânsetele voastre. Bro, cine naiba lucrează în mafie când ești un copil care merge la școală? What? Bă, ce ciudați sunteți, bro! Dana, dacă e... Mamă, frate, mai e și copil, că gen copii sunt răi. Mai e și în mafie. Sper să ne lase aia 30 de minute și să nu ne omoare mai târziu. Hai să așteptăm să vină asistenta lui Ioana. Bun, băie și fete, ni s-au scurs și ultimele 30 de minute din viață. Fix acum câteva secunde a coborât această fată, fraților, care tare am impresia că gen e fix de vârsta noastră și o cheamă Cobra. Are porecla Cobra, fraților, care bănuiesc că e asistenta lui Ioana și care urmează, na, să dea drumul la lava din pereți și să fim morți. Băi, să știți că mi-a făcut o plăcere să vă cunosc. Alex, frățiorul, până aici ne-a fost. Am fost și mai buni prieteni, însă acum am fost prinși, nu mai avem efectiv ce să facem. Urăsc mafia italiană. Ei mi-au distrus viața. Prima dată când eram mic, mi-au luat sora de lângă mine și m-au separat de ea. Iar acum o să-mi dea foc de viu. De ce fix eu? De ce mi se întâmplă mie totul? Alex, frățiorul, calmează-te. Asta e soarta, fraților, trebuie să ne acceptăm soarta. Cobra, ciudat-o, criminal-o, vai de capul tău, fă ce ai de făcut până la urmă. Stai, ce ai spus? Ai fost separat de sora ta din cauza mafiei italiene, gen vorbește cu Alex. Și am fost separată de fratele meu înainte să fiu răpită și recrutată de mafie. Nu se poate. Fraților, băieți și fete, v-ați prins ce se întâmplă? Nu se poate. No, 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 no. N-are cum să fie real. Bine v-am găsit, băieți și fete, la cel mai nou episod din Minecraft, viața la școală. Băieți și fete, nu-mi vine să cred că spun chestia asta, însă am impresia că tocmai ce s-a întâmplat un miracol. Băi, fraților, nu știu dacă înțelegeți, însă în momentul de față, eu, împreună cu prietenii mei, împreună cu mama mea și împreună cu polițistul Mike, trebuia să fim morți, trebuia să fim arși de vii de către mafia italiană. Și persoana care urma să ne omoare este această fată pe nume Cobra, care, fraților, există o posibilitate foarte mare să fie sora lui Alex, sora celui mai bun prieten de-al meu, care a fost separată de el cât timp erau în Italia, fraților, și știți că și el mi-a povestit atunci acea chestie pe care n-am zis-o la absolut nimeni, adică numai eu știu că Alex are într-un fel o soră de-asta dispărută și am impresia că ea este, fraților, Cobra este sora dispărută a lui Alex, adică nu suntem 100% siguri, dar hai să vedem. Deci momentan a trecut ora aia, știți că mai aveam o oră de trăit. Și după cum puteți vedea, suntem în viață. Adică nu ni s-a întâmplat nimica și tare am impresia că o să scăpăm, fraților. Am încredere că o să scăpăm. Alex, vorbești și tu cu fata asta. Poate chiar sunteți frați. Stai că nu vine să crezi ce se întâmplă. Tu vrei să-mi spui mie că tu când erai mică ai fost răpită și recrutată de către mafia italiană, știți, fraților, de data trecută, că ea a zis că, na, când era mică a fost separată de fratele ei și recrutată de către mafia italiană. Și Alex spune că mafia italiană i-a răpit sora când era mică. Și respectiv ai fost luată de lângă fratele tău. Georgiana, cumva tu ești? Eu sunt fratele tău, sunt Alex. Ok, ok, vă dați seama, fraților, că nu o cheamă Cobra, adică asta nu e un nume, probabil asta e o poreclă. Dar oare chiar e Georgiana? Mai știi când eram mici și ne jucam cu dinozaurii? Eu întotdeauna mă jucam cu ăla mare și verde și tu te jucai cu pasărea aia albastră, acum depanează amintirii.
Erai nervoasă tot timpul pentru că te mâncam când ne enervam la joc. Mai știi, ne trezeam noaptea și mergeam la frigider să furăm ciocolată. Odată am scăpat și apă pe jos și ai alunecat și n-ai putut să mai ieși afară vreo lună întreagă. Tu ești Georgiana, sora mea? Cobra? Doamne ajută, fraților, deci dacă ea e Georgiana, am scăpat, sperăm, adică băi, sperăm să, cum îi zice, sper că dacă e sora lui Alex, să aibă și ea puțină milă față de fratele ei și să nu ne omoare pe toți. Alex? Da! Eu sunt Georgiana, fraților! Băi, nu vine să cremen, e un miracol, băi! Băi, efectiv, trebuia acum să fim morți, trebuia să vină lava din pereți și să ne omoare pe toți, efectiv, trebuia să murim. Nu prea mi-aduc aminte așa de multe chestii de când eram copil, dar unul dintre scopurile pe care le aveam când urma să cresc mare era să-mi regăsesc fratele de care am fost separată când eram mică. Și acum am ajuns să fiu nevoită să-l omor fără nicio remușcare. Sora mea, cred că, deci sper că trebuia să ne omori, gen, adică trebuia, nu că trebuie în continuare. Trebuia înainte să știi că ăsta e fratele tău. Acum nu mai trebuie să-l omori, practic, nu? Că e fratele tău și că ai o inimă. Dar nu, nu pot face asta. Let's go, bro, let's go, mamă, fraților, let's go. Eu am fost trasă cu forța în viața asta. Nu vreau să fac parte din mafie tot restul vieții. Foarte bună alegere, Georgiana, foarte bună alegere. Stați liniștiți, o să vă scap eu de aici. Chiar dacă, fraților, suntem într-o situație foarte norocoasă, nu pot să nu fiu pesimist. Cum o să ne scapi practic de aici, gen? Adică tu o să trebuiască să ne omori, o să ne înșenezi moartea sau mai exact ce o să faci ca să ne scapi de aici? Și o să vă scap și de pe insulă. Doamne ajută, bro, dar cum o să faci asta? Dar este o situație mult mai complicată. Acum trebuie să dau drumul la lava din pereții ăștia și să plecăm rapid într-un loc în care nu poate să ne găsească nimeni. Deja s-a întunecat afară. Știți voi un loc? Bro, deci trebuie să mergem într-un loc în care nu o să ne găsească nimeni. Aș fi zis să mergem la mine acasă, fraților, dar vă dați seama că probabil în momentul de față casa mea e supravegheată, deci nu putem să mergem la mine acasă. Domnule polițist, aveți dumneavoastră vreo idee? Nu prea cunoaștem insula asta așa bine, dar mă gândesc că având în vedere că afară e deja noapte, putem merge la școală momentan. Corect! Corect, fraților! Nimeni nu trece pe acolo când e bezna afară și de acolo putem pleca mai departe. Dar sunt curios, cum ai de gând să le scoți de pe insula asta? Băi, și eu sunt la fel de curios, dar bănuiesc că, na, în momentul în care o să ajungem la școală, o să ne zică Georgiana tot planul, fraților, de fapt Cobra, o să zic Cobra. O să ne zică tot planul, let's go. Băi, Alexia, nu vine să cred, este un miracol. Alex a avut o soră, da, Alex a avut o soră. Acum, băi și fete, bănuiesc că nu mai este un secret cum era înainte. Alex a avut o soră când era mic. Lorena, nu vine să cred că este real ceea ce se întâmplă. Mulțumim lui Dumnezeu, fraților. Oficial am scăpat, Ovidiu. Am atât de multe întrebări, dar o să le las pe mai târziu. Haide să plecăm de aici. Mama, ești pregătită? Un miracol. Tănați, ești pregătit să plecăm? Alex, nu știam că ai avut o soră de care ai fost separat. Doamne, a dat norocul peste noi. Haide să plecăm cât mai rapid de aici până nu se întoarce Ioana. Pe bune, fraților. Că na, Cobra este asistenta lui Ioana. Bun, hai să mergem la școală să vedem ce o să facem acum. Bun, băie și fete, am ajuns la școală, Cobra a dat foc la toată baza aia secretă sau habar n-am cum se numește în care eram noi închiși și am ajuns la școală. Ideea e, fraților, că avem doar câteva ore până când bănuiesc o să-și dea lumea seama că Cobra nu ne-a omorât și trebuie să facem ceva, fraților, așa că avem câteva ore să venim cu un plan să scăpăm din toată încurcătura asta. Dar Cobra a zis că ea are unul. Îmi poți spune care-i treaba? Ok, sper să fim în siguranță aici măcar pentru câteva ore. Dar trebuie să vă spun ceva. Hai să ascultăm. Mafia italiană nu are nimic personal cu voi. Noi am fost plătiți să venim pe insula asta ca să vă omorâm de către un domn foarte dubios care e îmbrăcat în roz. Wow! Ok, asta știam, fraților. Profesorul Steven este în spatele acestei chestii. Abia aștept, fraților, să terminăm și cu profesorul Steven, că ne-a făcut viața un calvar, efectiv. Voi nu înțelegeți ce se întâmplă. Ba da, înțelegeți ce se întâmplă. E mafia după noi. Insula asta este una dintre cele mai sigure locuri de pe pământ. Aici nu pleacă și nu vine nimeni fără toate verificările făcute. Au unele dintre cele mai puternice nave de frontieră din lume.
Sora mea, poți să zici tu să faci reclamă bună la insula asta, dar se pare că ne-ați găsit. Adică poate să fie insula sigură, dar a venit mafia pe ea, practic. Ei bine, noi, prin foarte mulți bani dați ca și șpagă, am reușit să intrăm pe insula. Suntem vreo 20 de mafioți pe insula asta? Bro, dar e insula mică. Unde naiba sunteți, bro? Cum naiba sunteți 20 ceva de mafioți? Și șeriful orașului împreună cu primarul sunt implicați în asta cu noi. Bă, eram sigur, băieți și fete, eram sigur, Jesus. Noi nu putem, noi nu ne putem pune cu mafia. Nu avem ce să le facem, sunt prea puternici. Dar am un plan. Putem trage de timp dacă ajungem în bunkerul de pe această insulă, unde locuiesc eu împreună cu Ioana. What? Ați construit un bunker pe insula asta? Pot să întreb și eu pentru ce ați construit un bunker? Acolo nu are voie să intre nimeni din mafie, doar noi două. Pentru că Ioana este o șefă de grad înalt. Ok, dar... de ce ați construit un bunker pe insulă? Cineva, frate, vine apocalipsa, ce am ratat? Ok, și cum facem mai exact ca să ajungem la bunkerul ăla, gen? Trebuie să mergem acolo în bunker, însă bănesc acolo e Ioana. Ce trebuie să facem? Sau Cobra, crezi că poți convinge pe Ioana să fie de partea noastră? Eu nu cred asta, fraților. Eu nu cred asta, gen. Ce putem să facem? Planul este destul de simplu. În momentul de față, Ioana se află la bunker, deoarece are o convorbire foarte importantă cu șeful. Tocmai de aceea trebuie să plece și am venit eu să vă dau foc. Știți, fraților, că Ioana trebuia aia să ne dea foc, dar a zis că trebuie să plece și că vine Cobra, gen, și de aia s-a dus să vorbească cu șeful mafiei. Știu unde este bunkerul și putem merge acolo, însă am nevoie de cheia mea de la bunker. Chiar dacă Ioana este acolo, eu nu pot intra fără cheia mea, pentru că sistemul de securitate are recunoaștere facială. Buda, ce bunker ați făcut, frate? Vine apocalipsa, ce am pierdut, frate? De-ați făcut un bunker pe insulă, n-are niciun sens. Sper să, na, să avem un răspuns la întrebarea asta. Ok, avem nevoie de cheia ta, păi și facem așa un fel de exercițiu de logică. Cheia ta, n-ar trebui să fie la tine? Gen, că de-aia e cheia ta, practic. Dar cheia mea nu e la mine. Dar la cine e? Ci cheia mea se află în clădirea unde sunt cazați toți ceilalți membri ai mafiei. Dar stați liniștiți, nu sunt membri importanți, sunt doar gardieni și mercenari. A, sunt doar criminali, fraților. Nu, nu e nimic. Stau liniștit, bro. Mă, eu m-am paricat. Inițial credeam că e cineva mai important, dar sunt doar criminali. Deci e tot ok, Doamne. Mai exact, este vorba de clădirea de lângă stația de pompieri. Bro, clădirea de lângă stația de pompieri este clar clădirea aia, cum îi zice, unde am fost noi la castingul pentru Hollywood, unde am întâlnit-o prima dată pe Ioana. Acolo sunt cazați și probabil nu dorm la ora asta. Cineva trebuie să meargă acolo, în camera pe care scrie biroul Cobrei, și să ia cheia de la bunker. Deci cineva trebuie să meargă la tine la birou. Aș vrea să mă duc eu, doar că după o să fiu luată la întrebări, așa că trebuie să o ia cineva pe ascuns. Ok, înțeleg că nu trebuie să te vadă nimeni și trebuie să te duci acolo să iei cheia pe ascuns. Dar gen, nu te duci tu ca să o ia? Adică cine merge să o ia? Că tu ești, practic faci parte din mafie, ești asistenta lui Ioana, ești cea mai experimentată dintre noi în toată zona asta. Și stai puțin că mai am o întrebare. Dacă noi ajungem acolo în bunker, da? Deci luăm, zicem că Doamne ajută, luăm cheia, da? Și ajungem în bunker. Ce o să facă Ioana? Gen, n-o să ne împuște, n-o să ne omoare sau o să fie cu noi? Și pe lângă asta, pe lângă întrebarea asta, cine se duce? Cine se duce, frate, acolo? Ca să se spun la prima întrebare, Ioana nu o să facă nimic. Sunt mult mai antrenată ca ea cu pistolul și având în vedere că l-avem aici și pe domnul polițist, suntem doi oameni înarmați plus încă 7 nenarmați versus un om înarmat. Deci noi câștigăm. Deci o să o luăm într-un fel o statică pe Ioana sau,
sau ce vrea să zică, frate, că nu prea înțeleg. O să o legăm de scaun și o să o obligăm să sune la conducerea mafiei să spună că misiunea a fost realizată cu succes. Și de acolo trebuie să ne facem un nou plan ca să vedem cum evadăm de pe insulă, dar asta mai târziu. Ok, deci ăștia, fraților, sunt cei doi pași ca să evadăm de pe insulă. Trebuie prima dată să luăm cheia și să o imobilizăm pe Ioana și după facem planul ca să ieșim de pe insulă. Băi, băi și fete, băi, fraților, nu știu, băi, o situație foarte, foarte nașpa, habar n-am ce să zic. Și ca să-ți răspund la a doua întrebare, ei bine, bănuiesc că realizați că, gen, a doua întrebare fiind asta, cine se duce să ia cheia, gen, bănuiesc că te duci tu, nu? Sau trebuie să venim și noi cu tine, sau care-i treaba? Bănuiesc că realizați că asta ar putea să fie ultima seară din viața voastră, da? Există riscul ăsta, având în vedere că suntem la război cu mafia italiană. Eu am fost separată de fratele meu atât de mult timp, așa că dacă asta e să fie ultima dată când mă văd cu el, vreau să stau și să vorbim despre viețile noastre. Adică vrei să-mi spui că tu, gen, noi vrem să... Nu, stai să faci eu că nu-mi găsesc cuvintele, că sunt șocat. Deci trebuie să mergem la tine la birou, să-ți luăm cheia de la bunker, dar tu nu vii cu noi. Gen, tu nu te furișezi cu noi, tu stai aici să vorbești cu Alex pentru că e ultima seară în care s-ar putea să vă vedeți. Păi așa stau și eu cu mama. Stau și eu, nu mă duc niciunde. Nu poate să se ducă polițistul? Știu că este un risc enorm, dar dacă ești silențios și reziști în situații tensionate, cred că poți ajunge la birou. Este la ultimul etaj cu o ușă de dark oak. Niciun caz. Polițistul, mai nu te duci niciunde, bro. Bă, poate o capcană. Dar nu cred că e o capcană, că puteau să ne omoare atunci, fraților. Băi, Alex, tu auzi ce zice sora ta? Băi, nu e bine. Marius, înțelege-mă și pe mine. Nu vine să cred că mi-am regăsit sora după atât de mult timp. Tu cu polițistul, Mike, faceți o echipă minunată. Nu vă puteți duce voi doi să faceți rost de cheie? Eu auzi, băi, fraților. Păi eu credeam că mă joc Minecraft, nu Hitman. Adică vrei să mă duc într-o clădire plină de mafioți pe ascuns să fur o cheie care e și la ultimul etaj. Deci e la ultimul etaj, nu e la intrare, e la ultimul etaj. Băi, nu, la ultimul etaj, așa zice aici, nu? Este la ultimul etaj. Băi, fraților, haideți, știu că o să puteți, noi o să stăm aici. Băi, deci, să fie clar, eu cu polițistul Mike nu mergem niciunde. Mergem doar dacă vine mai multă lume. Trebuie să fii mai mulți. Eu nu mă duc numai cu polițistul Mike. Băi, efectiv, fraților, suntem noi versus 20 de mafioți care nici măcar nu sunt mafioți, ăștia afaceriști, sunt criminali, efectiv. Ovidiu? Am ce? Tănase, ia bă, Tănase, nu erai tu, băi, deci te-am auzit, băi, de 2-3 săptămâni te-au non-stop. Că spargi, că rup, că te bați cu mafia italiană. Hai de acum, acum e ocazia ta să vii cu mine și cu polițistul Mike. Frate, cred că în situațiile de genul în care trebuie să te furișezi, e mult mai bine dacă sunt mai puține persoane. Adică dacă sunt mai multe, crește riscul să fie prinse. Băi, ce nesimțită tărase ăsta, băi. Băi, fraților, el întotdeauna, băi, e mare și tare. Și când e să facă ceva, dă înapoi. Oh, că trebuie să fie puține persoane. Bine, mă, Tănase. Alexia, eu sunt fată și eu sunt băiat. Așa și Cobra e fată și poate să ne omoare pe toți cu bătaia. Lorena, și eu sunt fată, bravo, și eu sunt băiat. Mama, Marius, Maica, tu și Mike sunteți ultima noastră scăpare. Nu, niciun caz, boys, deci asta este o mare prostie. Eu nu mă duc niciunde. Uite, eu voi sta, n-avem aici o bancă. Uite, eu voi sta chiar aici și îl chem și pe polițistul Mike. Stai. Doamnele polițist, ăștia vor să mergem să-i salvăm noi. Nu o să facem chestia asta. Hai să mergem să stăm pe banca aia la povești și să ne așteptăm moartea, practic. Marius, nu te mai plânge. Nu avem altă variantă în momentul de față. Desigur că era mai bine ca și Corba să vină cu noi, dar acum nu putem sta să ne rugăm de ea. Haide să mergem, băi, fraților. Băi, nu e o idee bună. Băi, nu e o idee bună. Știu clădirea de care vorbește. Fix acum câteva zile, șeriful a zis că are niște oaspeți pe care vrea să-i cazeze acolo. Da. Se vede care sunt oaspeții. Nenorocitul ăla o să vadă el că nu s-a pus cu cine trebuie. Bine, fraților, păi haideți, băi, că începe acțiunea, practic. Haideți să mergem la acea clădire plină de mafioți ca să furăm o cheie. Băie și fete, dacă aș spune că îmi tremură mâinile de frică în momentul de față,
aș minți, pentru că îmi tremură tot corpul, fraților. Deci, oficial, începe operațiunea cheia. Deci, după cum puteți vedea, acolo este stația de pompieri. Și eu sunt aici cu polițistul Mike. Bă, băie și fete, uitați-vă aici, efectiv, clădirea este plină de mafioți, man, și este un mafiot chiar acolo. Uitați-vă, se uită în partea aia. Bă, e plină de mafioți, vedeți peste tot nume roșii unde scrie mafiot. Deci clădirea e plină de mafioți, fraților, nu avem absolut nicio șansă. Polițistul Mike s-a dus și a făcut, gen, nu știu cum e el, polițist, a făcut perimetru, habar n-am. Ideea e că s-a uitat peste toată clădirea și a văzut mafioții. Și acum trebuie să mă duc eu, o să mă duc singur, ce să vedeți, pentru că, na, asta trebuie să faci într-o operațiune de-asta. O să mă duc numai eu și polițistul Mike o să stea aici, fraților, gen, o să trebuiască să mă duc pe ascuns, pentru că, na, într-o operațiune de genul, cum a zis și Tănase, chiar dacă Tănase e foarte prost, a avut dreptate la faza aia, nu putem să mergem așa toți ca furnicile unii după alții, pentru că riscăm să fim prinși. Cu cât suntem mai puțini, cu atâta mai bine. Și practic trebuie să mă duc singur. Care-i planul, domnule polițist? Ok, Marius, am înconjurat toată clădirea și sunt undeva la 15 mafioți. Nu sunt în alertă sau ceva de genul, pare că așteaptă un ordin, probabil de la Ioana. Mergi acum, dar ai foarte mare grijă. Sunt înarmați până în gât, stau cu pistoalele pe masă, le-am văzut eu cu ochii mei. Bun, deci, fraților, trebuie să mă duc, să trec de mafioții ăștia și să ajung la ultimul etaj. Voi lua liftul, pentru că știu că există un lift aici, pentru că, na, ei se plimbă între, adică n-o să atragă atenția. Trebuie să ajung la ultimul etaj. Cât de mare e clădirea, vreau să văd. Oh my god, ok. Deci clădirea e plină de mafioți, fraților. Trebuie să ajung la ultimul etaj, ok. Hai să vedem care-i treaba, fraților. Bun. Uite pe mafiotul ăla. Ok, bun. Băi, și fete, am trecut. Ok, am trecut de el. Acolo în față mai e încă unul. Mamă, ok, bun, deci mafiotul ăla e acolo. Este Balaz Lofts, fix unde am venit și pentru Hollywood, oh my god. Ok, e unul aici. Oh, bun. De-aia, ce face ăsta aici? O, puteam vedea, oh my god, uitați-vă acolo, ok. Bun, frate, deci e plin de mafioți, dar niciunul nu m-a văzut. Suntem la lift, trebuie să mergem sus până la... Nu, s-a auzit ceva, oh my god, s-a auzit ceva, ok. Mergem mai sus, bun. Etajul 2, mamă, sunt mafioți aici, fraților, sunt mafioți în încăperea asta. Oh my god, sunt aici, fraților, uitați-vă la ei, sunt aici, Jesus, ok, merge mai sus. Ok, mă, unde e ultimul etaj? Mamă, bro, și mamă, și aici sunt? Ok, am ajuns la ultimul etaj? 5. Suntem la ultimul etaj, fraților? Nu pot să mă duc mai sus. Bănuiesc că aici este ultimul etaj și trebuie să iau cheia, ok. Deci trebuie să fie o ușă, ok, o ușă de-asta. De aici zice cameră conspirativă. Ok. Ce facem? Unde mergem? Stânga sau dreapta? În dreapta sunt mafioți. Sper să nu fie acolo, în dreapta, locul ăla. Uiteți-vă, fesurile, cum stau acolo. Bănuiesc că discută ceva. Ok. Păi, haideți că eu să iau pe partea asta, fraților. Sperăm că aici să fie biroul Cobrei. Aici nu pare să fie niciun mafiot, ok. Mamă, sper să nu mă vadă sau ceva de genul, să vină să verifice vreo chestie. Hopa! Avem aici niște scări. Lăsați prima dată să ne uităm aici. Hopa! Asta este o cameră normală, bun. Mamă, trebuie să ne ducem acolo. Bro, mai e vreun mafiot pe aici? Oh! Mai sus nu e niciun mafiot, ok. Ce avem aici? Biroul Cobrei! Let's go, băie și fete! Let's go, baby! Ok. Deci trebuie să intrăm aici și să luăm prostia asta. Let's go. Deci unde poate să fie cheia? Trebuie să avem cheia de la bunker. Aici? Cheie bunker 2. Bănuiesc că cheia bunker 1 o are Ioana. Bun! Fraților, am luat cheia de la bunker și urmează să mergem acolo să vedem care-i treaba. Dar acum trebuie să și plec din clădirea asta. Ok, deci trebuie să fiu foarte, foarte atent. Băi, hai să închid totul ca să nu las vreo urmă sau ceva. E vreun mafiot aici, mamă, ce m-am speriat. Ok, m-am speriat că s-ar putea să fie un mafiot acolo. Bun, mergem așa. Bun, și mergem rapid. Hai, în jos. Jos. Haide, jos. Bun! Bun, fraților! Nu! Mamă, s-a auzit ceva. Ok, bun. Trebuie să o luăm pe aici. Mamă, să nu mă vadă ăsta. Stați. Cum facem să nu mă vadă ăla, fraților?
Holy shit. O romp aici. Nu? Mă... Cred că m-am văzut ăla. Oh my god. Cred că m-am văzut ăla. Trebuie să plecăm. Domnule polițist, am luat cheia. Nu sunt sigur dacă m-a văzut cineva. Mi s-a părut că m-a văzut unul. Uitați-vă, ăla încă stă cu spatele. Dar cred că m-a văzut ăla. Haideți să mergem cât mai rapid la școală și după să mergem la bunker. Fraților, ne-am întors înapoi la școală și am dat cheia cobrei. Holy shit, deci eu cu polițistul Mike am fost foarte atenți să nu cumva să fim urmăriți de cineva, băieți și fete. Și după cum puteți vedea, nu ne-a urmărit absolut nimeni. Adică, efectiv, ne-am uitat peste tot, deci doar mi s-a părut că m-a văzut mafiotul ăla. Aici nu este absolut nimic. Am dat cheia cobrei, sper să fie cheia bună și acum să plecăm către bunker și în continuare... Eu nu știu de ce au construit un bunker, fraților. Da, asta este cheia. Wow, nu vine să cred că ați reușit să o luați atât de repede. Ok, acum planul este simplu. Vom merge la bunker, iar eu cu polițistul Mike vom avea pistoalele la vedere. Când intrăm înăuntru, o luăm prin surprindere pe Ioana și o legăm de un scaun. După asta, o forțăm să-l sune pe șeful mafiei și să spună că treaba s-a rezolvat și că toți ați fost uciși. Deci, într-un fel, ne înșenăm moartea, fraților, pentru șeful mafiei. Îi spunem că, na, s-a terminat totul și a reușit să ne omoare, practic, da? Și bănuiesc că ăla nu o să ceră vreo dovadă sau ceva de genul, pentru că, na, e Ioana. După asta vom avea o zi, maxim două, până să ne dăm seama cum să plecăm de pe insula asta. Pare imposibil, dar trebuie să fie o cale. Băi, nu știu cum putem să plecăm de aici, Alex. Doamne, acum că mi-am găsit sora, nu putem să murim. Trebuie să există o cale prin care să plecăm de aici. Domnule polițist, ce ziceți? Există o cale, gen sincer acum. Având în vedere tot ce am aflat acum despre insula asta, cum că este foarte securizată, nu știu care sunt șansele noastre să plecăm de aici. Adică degeaba există polițiști de frontieră buni dacă sunt plătiți de mafie. E ca și cum ar fi și ei niște mafioți. Exact, fraților, adică practic poliția în orașul ăsta și poliția navală, dacă e o insulă, sunt bărci de alea care se plimbă pe lângă ea, nu știu ce. Deci practic, fraților, poliția asta sunt o mafioți, pentru că sunt plătiți de mafie și au ordin să ne omoare pe noi. Deci trebuie să facem ceva, nu putem să lăsăm lucrurile așa. Haideți să mergem la bunker, sunteți pregătiți? Ovidiu? Nu avem timp de vorbă, haideți să plecăm. Tănase, o să mă gândesc și eu la un plan de evadare de pe insula asta. Da, tu... Păi da, gândește-te, frățiorul, să ne ajuți, că tu ești tare inteligent. Chiar poți să faci așa ceva. Mama, ați reușit să fiți niște eroi. Haideți să plecăm. Lorena, hai să nu mai pierdem timpul și să mergem la acel bunker. Haide. Nu știu cât timp mai avem, hai să plecăm acum. Hai să mergem la bunker, fraților, și să o prindem pe Ioana. Băieți și fete, nici măcar nu-mi găsesc cuvintele ca să vă spun cât de fericit sunt. Efectiv, imediat îmi dau lacrimile de fericire. Fraților, ghiciți unde mă aflu în momentul de față. Sunt în bunkerul mafiei. Am reușit să intrăm înăuntru și au reușit Cobra și cu polițistul Mike să o răpească într-un fel și să o imobilizeze pe Ioana și să o lege de scaun, frate. Să vedeți cum am intrat cu pistoalele, pau, pau, Ioana nici măcar nu a avut timp de reacție și practic s-a supus. Ei bine, băieți și fete, sunt în acest bunker. Uitați-vă, sunt aici cu toată lumea. O să vă prezint și vouă bunkerul. Nu este ceva foarte, cum îi zice, foarte complicat, dar în continuare am următoarea întrebare. De ce au ales să stea într-un bunker, fraților? Adică ceilalți mafioți stau la hotelul ăla sau clădirea de apartamente, habar nu am ce. Dar ele de ce au vrut să stea într-un bunker? Uitați-vă, boys, că băi, e super sub pământ. Adică am mers foarte, foarte mult până am ajuns aici. Dar e bine că suntem aici, fraților. Ovidiu? Bă, Marius, mă bucur că am ajuns aici, dar am un sentiment super ciudat. Adică bunkerul ăsta pare că e pregătit pentru apocalipsă. Pe bune, băi, fraților, acum o să aflăm că vine apocalipsa sau ce naiba. De ce au făcut un bunker? De ce a fost necesar? Simt că Cobra nu ne spune tot și eu la fel, fraților. Adică chiar dacă Cobra practic ne-a salvat, vedeți că polițistul Mike este cu Ioana și cu Cobra în camera aia, pentru că Ioana e legată de scaun și ei, gen ei, acum trebuie să o convingă într-un fel, fără să o omoare, să-l sune pe șeful mafiei și să-i spună că treaba a fost rezolvată, fraților, gen. Chiar dacă ei sunt acolo, băi, nu știu, chiar dacă ne-a ajutat Cobra, nu știu dacă trebuie să avem 100% încredere în ea. Alex, tu ce zici?
Da, și eu la fel, adică mulțumim lui Dumnezeu că suntem în siguranță, dar zici că ne pregătim de apocalipsa zombie, pe bune. Deci fiți atenți, fraților, asta este prima cameră, într-un fel, din bunkerul ăsta. După trecem în următoarea, unde sunt aici niște calculatoare și o bucătărie, Lorena. Ce impresionant e locul ăsta, au orice chestie. Alexia, tu cum ești? Ioana e în camera de lângă, trebuie să facă apelul către șeful mafiei. Polițistul mai și Cobra pun multă presiune pe ea, o să mergem și acolo, fraților, mama, ești ok? M-a pus să vă fac ceva de mâncare, maică, mă bucur. Bun, haideți să trecem, fraților, în camera care ne interesează pe bune. Uitați-vă aici, Ioana cu Cobra și cu polițistul Mike. Holy shit, fraților. Ce ați rezolvat, băi? Ați rezolvat ceva, domnule polițist? Marius, Ioana a făcut apelul. Momentan am câștigat timp, dar nu chiar atât de mult. Cobra crede că nu mai avem, că nu avem mai mult de 48 de ore. Trebuie să ne gândim ce o să facem. Deci, fraților, trebuie să începem operațiunea de ieșit de pe insula asta. Tu ce zici, Ioana? Nu o să vă meargă, nenorociților, o să fiți prins 100%. Băi, dar fraților, uitați-vă, bunkerul ăsta are 12 paturi. De ce naiba are 12 paturi? N-are niciun sens. Cobra spune, care este următorul pas? Ok, băieți, trebuie neapărat să facem un plan cum ieșim de pe insula asta, dar foarte important și un plan cum să supraviețuim după ce ieșim. Bă, corect, că degeaba am ieșit, dacă în momentul în care am ieșit am fost omorâți de mafie. Credeți-mă, mafia italiană este mult prea periculoasă. Gândiți-vă că am făcut acest bunker, deoarece dacă nu erați omorâți până la termenul limită, umpleam toată insula cu gaz toxic. Și oricine care respira acolo murea și noi ne ascundeam în bunker. A, am aflat de ce s-a făcut acest bunker. Holy shit, băi, fraților, voi vă dați seama ce criminali cu sânge rece? Acum dacă stau să mă gândesc, cred că am o idee cum să plecăm de aici. Păi să te auzim, Cobra, ce idee ai? Bine v-am găsit la episodul final din Minecraft Viața la Școală, sezonul 11. Bună dimineața, băieți și fete, și bine v-am găsit la o nouă zi din Viața la Școală. Ei bine, fraților, astăzi este ziua cea mare în care vom evada de pe această insulă blestemată, sau cel puțin vom încerca să o facem, pentru că știți că este foarte riscant și urmează să ne punem viețile în pericol. Ei bine, fraților, în continuare ne aflăm în bunkerul mafiei, tocmai ce ne-am trezit și ne-a luat Cobra și ne-a pus pe toți, fraților, în linie dreaptă. Ok, nu chiar în linie dreaptă, dar ne-a pus pe toți aici pentru că ne-a zis că are planul de evadare. Ați auzit foarte bine. În ciuda lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, eu am reușit destul de bine să dorm aseară, așa au dormit și ceilalți, însă Cobra nu a dormit deloc, băieți și fete, ca să facă planul de evadare. În continuare, Ioana este aici legată de scaun, unul o lăsăm acolo și hai să vedem ce a pregătit Cobra, frate. Deci, băi, mie nu vine să cred. Efectiv, au existat momente în care nici măcar nu mă gândeam să fac un plan de evadare, pentru că mă gândeam că suntem blocați aici pe veci și mai ales că ieri ne-a zis Cobra că insula e foarte securizată și nu știu ce. Mi-am pierdut orice speranță, dar cică, ea are un plan, așa că hai să-l ascultăm și practic tot astăzi să-l punem în aplicare, pentru că nu mai avem așa de mult timp, acum este foarte de dimineață și până la finalul zilei bănuiesc că ar trebui să plecăm de pe insula aceasta. Urmează să vedem dacă reușim sau nu. Bună dimineața! Sper că v-ați odihnit bine, deoarece astăzi este ziua cea mare în care urmează să evadăm de pe insula asta. Eu aseară abia de-am închis un ochi pentru că a trebuit să fac planul, dar vă spun, a meritat. Băi, până la urmă, fraților, Cobra face parte din mafie, adică la genul ăsta de planuri de evadare și planuri infracționale, ca să spun așa, e mult mai pricepută decât noi, așa că, na, eu zic să avem încredere în ea, cel puțin așa zic eu. Vă avertizez încă de la început, nu este deloc un plan sigur, iar șansele ca unii dintre noi să nu ajungă până la final sunt destul de mari. Dar nu avem altă variantă. Băi, practic Cobra ne-a zis aici că sunt șanse să murim, gen, pentru că până la urmă mergem la un război cu mafia și cu poliția. E o chestie pe care o știm, fraților, nu este vreo noutate sau ceva de genul, chiar este o situație foarte periculoasă. Diseară ar trebui să nu mai fim aici pe insulă. În gestul de lângă mine aveți cele două părți din plan.
Vă întrebați de ce sunt două părți? Băi, da, chiar mă întreb de ce sunt două părți. Prima parte spune cum vom ieși de pe insulă, iar a doua spune cum vom supraviețui după. Pentru că degeaba evadăm de aici dacă peste 10 minute suntem omorâți de mafia italiană. Vă rog să ia cineva cărțile și să citească ca să audă toată lumea. Mă ofer eu, fraților! Eu să iau cărțile și o să le citesc. Deci avem două părți. Prima parte, partea în care ieșim de pe insulă și a doua, partea în care vedem ce facem după. Bun. Hai să luăm partea 1 de la Cobra. Toată lumea să fie atentă, da? Deci Mike, Lorena, Alex, Ovidiu, Tănase, mama și Alexia, Cobra, bănesc că tu deja ai auzit. Toată lumea să fie atentă pentru că urmează... Ok, s-a auzit ceva, credeam că n-a, s-a auzit ceva, fraților. A, bănesc că am pus eu acolo. Pentru că urmează să citesc planul. Hai să vedem. 1. Evadarea de pe insulă. Prima parte a planului și de departe cea mai riscantă este evadarea de pe insulă. Dacă ați fost atenți, ieri v-am spus că insula asta este unul dintre cele mai sigure locuri de pe pământ. Este plin de polițiști peste tot și nimeni nu intră / iese fără verificare. Știți, faci-o când ne-a zis Cobra că sunt foarte mulți polițiști de frontieră. În cazul în care nu știți asta, că n-ați văzut că în oraș nu sunt așa de mulți polițiști, dar sunt foarte mulți polițiști de frontieră, adică aia care umblă cu bărcile, gen să nu vină nimeni aici. Dar toată poliția este plătită de mafie, așa că nu ne putem baza pe ei. Ironia sorții, fraților, trebuie să evadăm din cel mai sigur loc de pe pământ. Adică, cum sună chestia asta? Na, unul dintre cele mai sigure locuri. Noi nu ne vom face evadarea prin portul principal al insulei, adică prin portul prin care am venit toți aici și prin care ar fi trebuit să plecăm. Dacă ajungem acolo și ni se fac verificări, o să fie anunțată toată poliția de pe insulă și o să fim morți. Fraților, sper că Cobra nu zice că vrea să stărim în apă și să înotăm până când găsim țărm, să rămâne pe o insulă abandonați. Pentru că din câte știu eu și din câte ni s-a spus și nouă, fraților, singurul port de pe această insulă este portul principal, unde vine toată lumea cu barca, dacă aici vine lumea cu barca sau cu elicopterul, dacă ai foarte mulți bani, însă în general cu barca. Dar eu știu, fraților, că este doar un port principal al insulei. Sper să nu spună că trebuie să înotăm. Evadarea o vom face prin portul secret al insulei. Dați auzit bine? Există un port secret. What? Bro, nu știam de asta. Cum adică este un port secret? Chiar dacă insula e foarte sigură, vă dați seama că și aici se întâmplă destul de multe ilegalități, cum se întâmplă în momentul de față. Așa că acum câțiva ani, primarul a făcut un port secret chiar în pădurea de lângă școala voastră. Pe acolo a venit noi mafia. Deci mafia, fraților, gen nu a venit prin portul principal pe unde vine toată lumea, a venit prin portul secret, pentru că cică există un port secret de care noi n-am auzit până acum. Dar există o problemă. Portul principal este controlat de poliție, adică orice polițist poate să verifice pe oricine. Portul secret este controlat de primar, doar el are cheile de la bărcile de acolo. Ok, deci tu îmi zici mie că noi o să trebuiască să evadăm prin portul secret, însă bărcile de acolo pot fi folosite doar de primar pentru că doar el are cheile. E o tactică foarte proastă. Desigur, mai există și niște chei de rezervă și acestea se află în biroul lui de la portul principal. Ok, bun, băi, e o poveste foarte interesantă, dar unde vrei să ajungi? Ca să scurtez totul, o să vă zic direct. Prima dată, trebuie să mergem în portul principal, în biroul primarului și să furăm cheile de acces de la bărcile de la portul secret. Iar după, mergem la portul secret și furăm o barcă și plecăm de pe insulă. Băi, așa, frate, la prima ascultare sună foarte ușor. Adică te duci, iei cheia, cum îi zice, te duci, intri biroul primarului, furi cheile, te duci la celălalt port și ai plecat. Practic atât de ușor este, dar bănuiesc că e destul de greu. Treaba proastă este că ambele porturi sunt păzite de poliție, așa că trebuie să facem totul pe ascuns. La portul principal există două mini clădiri. Una e biroul principal și cealaltă e biroul primarului. Vom face două echipe, una care să meargă să fure cheile, iar una care o să stea aici să pregătească provizii pentru plecarea noastră, pentru că o să avem un drum lung. În o oră plecăm la port și diseară la portul secret. Oh my god, deci oficial Cobra a dat startul la plan, fraților. Deci, ca să facem așa o mini recapitulare, gen super, super rapid.
O să trebuiască să facem o echipă, da, de câțiva oameni care o să se furișeze în portul principal, în biroul primarului, ca să fure cheile. Și după vom reveni aici, gen că bănuiesc că nu o să ia 50 de zile, 50 de ore să facem chestia asta. Așteptăm să se facă seară și când se face seară mergem toți la portul secret, folosim cheile pe care le-am furat și plecăm de pe această insulă blestemată. Băi, sună bine, sună bine, ok. Hai să vedem și partea a doua, frate. Deci asta este prima parte. Trebuie să facem echipele, bănuiesc că urmează acum să le facem. Dar hai să vedem partea a doua. Ce facem după ce am plecat de pe insulă, dacă Doamne ajută se întâmplă asta? Ce facem după evadare? Dacă ne ajută bunul Dumnezeu și reușim să evadăm în viață, trebuie să ne menținem așa, corect. Așa că probabil vă întrebați care sunt metodele prin care putem face asta. Există o singură metodă. V-am mai repetat de atâtea ori, mafia nu are nimic personal cu voi. E vorba doar de bani și nu putem merge la război cu ei. Așa că singura metodă prin care putem face un fel de pace cu ei sunt tot banii. Băi, Cobra, fără supărare, eu m-am prins de asta de când a început să ne prindă mafia. Adică dacă cumva am fi fost niște miliardari, fraților, și le-am fi dat lui aia sute de milioane de euro, probabil n-am mai fi fost în situația asta. Adică bănesc că e logic, așa funcționează lumea. Dar cum facem rost noi de bani? Desigur, noi nu avem milioane sau zeci de milioane de dolari, dar eu știu de unde să fac rost de ei. Holy shit, ok. Nu vă pot spune mai multe. Nu vreau să risc ca cineva să fie prins aici pe insulă și după să fie torturat și să scui pe tot, să le zică mafioților unde mergem. Așa că o să vă spun locația exactă abia după ce plecăm. Vă rog să mă înțelegeți, este o măsură de securitate. Jesus, bro. Oh my god, deci Cobra. Bă, are sens ce zice, că dacă ne-ar zice unde mergem acum și cumva, Doamne ferește, din greșeală cineva rămâne pe insulă, n-a reușit să urce pe barcă, după ar veni mafia, l-ar tortura, că așa se întâmplă de fiecare dată, ați văzut și în filme, și ar fi spus unde mergem. Gen, și nu poate să ne spună. Dar în același timp, frate, și dacă Cobra vrea să ne prindă, gen, cumva, dar nu cred, men, n-ar fi făcut ea atâtea chestii, gen... Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic. Bă, eu am încredere în ea. Eu am încredere în Cobra, s-ar putea să-mi iau în freză, dar nu, eu am încredere în ea. Vă spun doar că prin acei bani, mafia va avea de suferit. Întrebări? Bă, întrebarea mea e, care sunt echipele? Adică acum că am citit ambele părți ale planului, fraților, vreau să zic totodată că e un plan foarte bun, doar că, na, care sunt echipele? Cine merge să jiște viața acolo, să ia cheile de la bărci? Și cine stă aici ca să facă provizii? Bro, da, să ne facem provizii? Dar unde merge, men? Cât o să dureze călătoria noastră? Ok, acum că a citit, nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să formăm cele două echipe. Una care o să meargă imediat la portul principal ca să fure cheile de la bărci și cealaltă care rămâne aici și face provizii pentru călătoria noastră. Hai să vedem. Eu o să fiu în echipa care merge la portul principal. Sunt foarte bună pe teren. Restul cum ne împărțim? Ok, deci Cobra o să fie în echipa care merge, băi, aici are sens, pe bune, ne furișăm nu știu ce și o să, cum îi zice, o să luăm cheia de la portul principal. Domnule polițist, dumneavoastră sunteți polițistul, sunteți cu cea mai mare autoritate aici, practic, aveți niște propuneri cum să ne împărțim? Un plan foarte bun, zice polițistul Mike. Eu zic că echipa care merge la port să nu fie formată din mai mult de 3 oameni, deoarece nu vrem să atragem atenția. Bă, corect, corect, polițistul Mike aici are foarte multă dreptate, nu vrem să atragem atenția. Dacă spui tu, Cobra, că tu o să fii unul dintre oamenii ăia, atunci eu propun ca ceilalți doi să fie Marius și eu, băi! Băi, doamne polițist, cum îi zice, eu chiar aș vrea să stau aici și să fac provizii. Nu vreau să mă duc, fraților, prin portul principal să mă furișez pe acolo. Dar ce sunt eu, băi, Tom Cruise, să mă furișez pe acolo, să iau eu cheie, băi, alo. No, 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 păi nu, dacă vrei 3 oameni, uite aici... Uite aici, încă 6, din dacă ai de unde să alegi, practic, gen, sunt aici 7 oameni cu tot cu mine, alege pe altcineva că eu nu sunt de acord, practic. Da, îmi place cum sună. Normal că îți place cum sună, că stai aici și faci provizii, stai în siguranță. Noi restul vom rămâne aici să pregătim totul pentru plecare, dar vă rog să aveți grijă, mai ales tu, Marius. Băi, bă, nu, bă, eu o să am grijă să nu mă tai când fac sandwich-uri, gen aici, pentru provizii. Că așa nu mă duc niciunde. Wow, Cobra, se vede că ești din mafia, ai făcut un plan genial. Dar să aveți grijă la port, mai ales că ați zis că este full de polițiști. Bă, ăștia mă ignoră, fraților. Straight up, eu zic că eu nu vreau să mă duc, dar ăștia n-au nicio treabă.
Deci practic o să trebuiască să mă duc. Eu cu Cobra și cu polițistul Mike o să trebuiască să furăm cheile de la niște bărci dintr-un port plin cu polițiști, care practic sunt mafioți pentru că vor să ne prindă, gen. Tănase? Aș fi vrut și eu să vin în misiunea de la port, dar dacă voi vreți să stau aici, aia e. Domnul polițist, uite-l pe ăsta! Ăsta, că se dă Superman întotdeauna, zice că face și că drege. Luați-l pe el, că el e marele șmecher, nu? Ia zi, bă, Tănase, vai de capul tău, Alexia. Haideți să fim optimiști. Eu zic că 100% vom evada toți în viață. Doamne ajută. Băi, bine, fraților, hai că o să mă duc eu. Mă duc eu cu Cobra și cu polițistul Mike. Mama, să aveți grijă, Mike, o să avem grijă, Ovidiu. Dacă nu vă întoarceți în maxim 2-3 ore, bănuiesc că deja vă putem considera duși. Da, bă, eu zic, domnule polițist, dacă tot m-ai ales pe mine, hai să nu mai pierdem timpul. Hai să mergem acum. Mergem bine la portul principal și dacă în 2-3 ore nu ne-am revenit, Ovidiu știe ce să facă, gen să ne considere duși. Hai să mergem la portul principal, să mai stai aici și să începem operațiunea furtul de chei. Băie și fete, pot spune oficial că operațiunea a început. Deci după cum puteți vedea, ne aflăm aproape de portul principal. Voi până acum nu l-ați mai văzut, eu l-am mai văzut pentru că practic pe aici a venit pe insulă. Deci după cum puteți vedea, acolo sunt foarte mulți polițiști și Cobra pe acolo. Acolo în față este un port, fraților, cu mai multe, mamă să mă vadă polițistul ăla. Acolo în față este un port cu mai multe bărci, gen cu care practic este transportată lumea aici. Suntem fix în spatele secției de pompieri. Domnule polițist, care-i planul? Văd că Cobra deja s-a dus acolo. Marius, ai foarte mare grijă. Sunt destul de mulți polițiști acolo. Cobra ți-a făcut semn, mergi rapid la ea, ok? Fraților, Tom Cruise în acțiune, hai să mergem. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Vedeți că sunt foarte multe de-astea. Bro, mamă, băi, uite acolo. Băi, e plin de polițiști, fraților. Oh my god, Cobra. Cobra, ai grijă. Uite, Italia de poliție, bun. Ok, fraților, suntem aici. Vedeți că e foarte multă lume. Cobra, care-i treaba? Așa, Marius, hai să zic ce trebuie să faci. Am fost în biroul gardienilor și am aflat că biroul primarului are un cod de acces. Altfel nu poți să intri înăuntru. Aoleu. Păi și cum intrăm? Și desigur că am umblat prin documente pe acolo și am găsit codul. Mergi la biroul primarului și ia cheile. Reține, codul este 2244. Dacă greșești o să înceapă o alertă gigantică și o să fim prinși. Mamă, ok, sunt pus sub presiune, fraților. Deci toată lumea 2244 2244 2244. Am zis de 3 ori ca să-mi intre în minte. Ok, deci foarte mare atenție. Dar unde e biroul primarului, fraților? Că sunt două clădiri. Ok, m-am uitat acolo polițistul. Oh shit, ok. M-am uitat și acolo pe ălălalt. Mamă, băi, fraților, băi, suntem venim aproape de polițiști. Unde e biroul primarului? Acolo e în față? Parcă acolo scrie birou primar, dar nu-mi dau seama, fraților. Mamă, trebuie să am foarte mare Jesus, holy shit. Trebuie să am foarte mare grijă, fraților. Oh my god, trebuie să am foarte mare grijă. Ok. Momentan nu s-au mai mișcat ăștia, dar nu s-a întâmplat nimica. Am ajuns la biroul primarului și un polițist chiar acolo. Bănuiesc că o să trebuiască să mă grăbesc. Acolo practic e biroul gardienilor. Deci codul care e? 4422. Băi, m-ați speriat, fraților, credeți că greșesc codul. E 2244. Ce avem aici? Introduc codul, ok. Din 4 cifre. 2244. Da? Asta este codul. Doamne ajută să funcționeze. 3, 2, 1 și... Let's go! A funcționat! Bun. Deci ne aflăm în biroul primarului, fraților. Și aici este un chest unde avem cheile de la barca 21, barca 22, barca 44 și barca 45. Ok, am reușit să luăm astea. Acum vom ieși de aici, fraților. Uite, deci stai că avem și timp. O să mergem aici și o să punem înapoi ca și cum n-am pus niciun cod. Da? Ca să ne ștergem urmele. Și trebuie să mergem înapoi la polițistul mai. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Ok, să nu mă vadă de acolo. Sărim, bro, să nu mă vadă de aici. Jesus, ok. Mergem pe așa să nu ne vadă. Bun, Cobra, hai să mergem la polițistul Mike. Am luat cheile, let's go, fraților. Acum oficial ne vom întoarce la bunker. Din fericire nu am alertat niciun polițist. Frați și surori, în mai puțin de 15 minute s-a întâmplat totul. Am plecat, am ajuns la portul principal și ne-am întors și înapoi. Și putem spune că am obținut oficial o victorie, fraților. Toată lumea s-a adunat aici și vreau să vă spun că am luat cheile de la barcă. Domnule polițist,
A fost o misiune destul de riscantă, dar diseară o să fie finala. Sperăm să ieșim cu bine de aici. Cobra: oameni buni, am luat oficial cheile. Ați pregătit proviziile? Cum se lasă seara? Am și plecat din locul ăsta blestemat. Și repet, nu vă pot spune unde mergem, trebuie doar să aveți încredere în mine. Doamne ajută, faci să sperăm ca Cobra să nu ne frerească sau ceva. Sunteți pregătiți, băi? Lorena, ești pregătită? Am pregătit toate proviziile, dar am o întrebare. Ce facem cu Ioana? O lăsăm aici legată de scaun să moară de foame și de sete? Băi, frate, eu nu m-am gândit la asta. Ce facem cu Ioana? Jesus, man, ok. Chiar ce facem cu Ioana? Bă, până la urmă, având în vedere că face parte din mafie, probabil e un criminal cu sânge rece, așa că dacă, na, ar muri de foame, n-ar fi mare chestie. Adică nu s-ar pierde o valoare a lumii, că până la urmă 100% e o criminală, dar nu mai zicem nimica. Haideți să ne gândim mai bine ce o să facem noi. Diseară nu o să mai fiți doar 3 oameni care trebuie să se furișeze, ci o să fim 9. Adică o să fie de 3 ori mai greu să nu fim observați. Băi, corect asta, Alex, dar bănesc că, na, Cobra are un plan și pentru chestia asta. Adică la portul secret nu știu cum facem, că acum am fost 3 și m-am furișat numai eu. Dar dacă mergem 9, unii după alții, o să fie greu, bro. Ovidiu, eu zic că o să ne descurcăm, vedem după ce o să facem, corect. Tănase, în sfârșit o să plecăm de pe insula asta. Doamne, cât am așteptat momentul, și eu la fel. Mama, copii, eu zic să ne odihnim puțin, diseară o să avem multă treabă. Pe bune, pe bune. Alexia, am emoții foarte mari. Fraților, o să ne punem să ne odihnim puțin și ne vedem diseară la portul secret și practic la ultimul pas al acestui plan de evadare. Doamne ajută să ne evadăm cu succes. Băieși, fete, tocmai ce s-a lăsat seara, momentan nu este chiar întuneric beznă, însă noi ne-am făcut bagajele și urmează să plecăm. Doar că avem o problemă foarte, foarte mare. Ne aflăm la portul secret care este făcut fix lângă școala noastră. Vedeți că, na, acolo este școala noastră. Și uitați-vă, fraților, câți polițiști sunt aici, amen! Uitați-vă, băi, jos aici sunt o tonă de polițiști. Cred că sunt aproape 20, bro. Nu știu dacă chiar 20, dar peste 10 sunt. Băi, cum o să putem noi să evadăm de aici, amen? Fraților, nu mă așteptam să văd așa ceva. Băi, uitați-vă cât ies la portul principal. Sunt de 3 ori mai puțini. Și portul ăsta e și mai mic. Uitați-vă ce micuț e acolo. Sunt cele 4 bărci de la care, ce să vezi, avem cheile. Dar, fraților, cum naiba putem să plecăm de aici, bro? E imposibil, man. Ce naiba o să facem, Alex? Marius, sunt 20 de polițiști. Nu avem nicio șansă să ne străcurăm. O să ne prindă, suntem morți. Nu, stați. Fraților, nu trebuie să gândim așa. Nu trebuie să fim pesimiști. Chiar dacă este foarte greu să evadăm de aici, trebuie să găsim o modalitate. Vă rog, nu vreau să mor. Gândiți-vă la ceva, Ovidiu. Și când o să ne vadă, o să cheme toți polițiștii de pe insulă. Până aici ne-a fost. Nu, trebuie să facem ceva. Lorena, nu arată foarte bine situația. Ba da, nu mai gândiți așa, Alexia. Dacă am reușit cumva să-i mutăm de acolo, sau măcar să mutăm o parte dintre ei, am putea să luăm barca rapid. Bro, corect, mama. Doamne, băi, domnule polițist, aveți vreo idee? Calmați-vă, copii, Cobra are un plan și pentru asta. Let's go! Se aștepta să fie mai mulți polițiști aici decât la portul principal, așa că vom face un mic truc. Cobra, ce truc putem face? Bănuiesc că vă dați seama că nu putem merge acolo jos, că o să fim împușcați instant. Da, mi-am dat seama. Trebuie să facem polițiștii să meargă în altă parte, așa că am o misiune care necesită un singur om. Ok, vreau să aud. În chestul ăsta se află niște artificii. Cineva trebuie să le ia și să plece la câteva sute de blocuri de aici și să dea cu artificiile astea în sus. Iar după să fugă cât îl țin picioarele înapoi. Mamă, înțeleg. Dacă planul funcționează cum trebuie, ar trebui ca polițiștii să meargă unde au fost date artificiile și după putem pleca. Cine se oferă? Băi, dar chiar, fraților, dăm ce în artificii lângă portul secret. Polițiștii se panichează, merg acolo să vadă care-i treaba și noi după ne strecurăm să vedem care, gen, cum putem să furăm bărcile și să plecăm de aici. Mă ofer eu, bro. Iau artificiile, deci fiți atenți. Trebuie să merg într-un loc, uite, hai să o luăm pe aici, să o luăm prin pădure, fraților. Deci trebuie să mergem aici, într-un loc, zicem aici în dreapta, da? Deci trebuie să fiu foarte pregătit. Dau toate artificiile în dreapta, fraților. O să vină polițiștii și eu mă duc rapid înapoi. Ok, vedeți că nici măcar nu se mai văd polițiștii de aici. Ok, uite. Hai să mergem aici, da?
Nu, mai în dreapta, mai departe. Mai departe, fraților, ca să avem loc. Uite, aici, da? Fix aici, o să dau artificiile, fraților. Și după o să fug rapid înapoi la echipa mea. Și după, practic, o să fug cu ei în port, unde sperăm să nu mai fie niciun polițist. Asta este singura noastră scăpare. Dacă chestia asta nu merge, suntem morți. Oficial, toți suntem morți. Trebuie să meargă, hai. Doamne ajută. Nu o să-mi fie dor de oile de pe această insulă. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Fraților, dăm toate astea. Mamă, să se ducă în sus, să le vadă. Să le ducă în sus. Ok. Fraților, le dăm pe toate. Dăm toate artificiile. Haide, mă, ai, bun, fraților, bun, acum o luăm rapid aici prin pădure și ne întoarcem înapoi unde i-am lăsat pe oamenii ăia. Bănuiesc că deja polițiștii s-au echipat și că o să vină către mine. Sperăm ca planul să meargă și să rămână portul gol. Hai să merg cât mai rapid înapoi la echipa mea. Frați și surori, oficial vreau să vă spun că planul a funcționat, însă nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. După cum puteți vedea, au plecat toți polițiștii și au mai rămas doar doi, dar na, vă dați seama ce poți să faci, că era și polițistul mai și Cobra, au scos pistoalele instant și ăștia nu au ce să facă. Toți s-au dus acolo ca să, nu știu, să vadă acolo ce s-a întâmplat, fraților, care a fost treaba cu artificiile. Și noi trebuie să plecăm cât mai rapid. Lorena deja s-a băgat în barcă, sunteți pregătiți? Haide, Marius, am așteptat momentul ăsta așa mult. Ovidiu nu zice nimic, Atanase, haide rapid, let's go, mama. În sfârșit plecăm, Alexia, haide să plecăm. Let's go, toată lumea să plecăm. Doamnelor polițiști, știu că sunteți plătiți de mafie, dar îmi pare rău, o să fiți prinși, da, sigur. Șeful o să fie foarte supărat, să-i spui să mă pupe direct în glumeam, ok? Cobra, ce facem? Am reușit, au plecat toți. Haideți toată lumea în barcă, o să vă spun abia după ce ne îndepărtăm de aici unde mergem. Este vorba de o țară. O să vi se pară prostesc, dar credeți-mă, asta e singura variantă, domnule polițist. Cobra, zic sincer, nu am încredere de plină în tine, nici eu, dar nu avem altă variantă. Toată lumea în barcă. Fraților, haideți să mergem în barcă și să părăsim insula asta furisită. Băieți și fete, aici s-a terminat sezonul 11 din Minecraft Viața la Școală. Ați auzit foarte bine, fraților, a fost un sezon foarte, foarte mișto. Am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult, așa că desigur vom continua și cu sezonul 12. Și vă anunț încă de pe acum că sezonul 12, fraților, va fi sezonul în care vom avea bătălia finală cu mafia italiană. Vom vedea dacă o să reușim să scăpăm de ei sau o să scape ei de noi și o să ne radă de pe fața pământului. Totodată, fraților, vreau să vă anunț așa, deci toată lumea să fie foarte atentă. Sâmbătă va apărea noul sezon din Minecraft Scrim. Ați auzit foarte bine. N-am mai postat Minecraft Scrim, foarte mulți mi-a cerut pentru că am făcut un singur sezon și am văzut că a făcut foarte multe vizualizări și mulți mi-a zis să continui seria. Sâmbătă va apărea sezonul următor, iar luni, băieți și fete, va apărea primul episod din Minecraft Viața la Școală, sezonul 12. Vă mulțumesc foarte mult că vă plac aceste serii. Eu am fost Marusian, cu vă urez o zi minunată și ne vom revedea curând cu episoade noi. V-am pa pe toți, pa, pa! Și scrieți, fraților, stați două secunde dacă ați ajuns până aici, scrieți la comentarii unde credeți că o să mergem cu Cobra, unde o să ne ducă, o să ne tredeze, este cu mafia în continuare. Astea sunt niște întrebări la care urmează să aflăm răspunsul în episoadele viitoare. Eu am fost Marusian, cu v-am pa pe toți, pa, pa!